Găsit, prieteni, la o nouă ediție de podcast Vind o poveste. Invitatul nostru de astăzi este oricine vreți voi să fie, dar mai presus de toate, Ionuț Rusu. Salut, Ionuț! Salut, Radu! Mulțumesc pentru invitație! Sănătate tuturor celor care ne urmăresc! Ce faci? Ce să fac? Uite, am venit să beau, că profit. Acum, eu conduc foarte des și nu prea pot să mă bucur de un vin. Păi, ai și motive să conduci, că am văzut ce mașină ai. Da, nu ui cine știe, că trebuie să o bagi pe asta mereu, nu ui cine știe ce. Dar mi-am dorit-o mult, chiar mi-am dorit-o mult și ăsta e un vis împlinit. Băi, să o stăpânești sănătos, adică eu îți spun sincer, am învățat să mă bucur pentru bucuria altora. Să știi că, că ți se întorc de regulă, adică atunci când împingi energii negative, îți vin înapoi, dar când transmiți bunătate, uite la Andreea Marin. Ce face Andreea Marin acum? Nu știu. Mai vorbi de ceva. Nu mai răspunde, îmi dă cu sin. Da, până și când le transmiți, că ea le, nu știu dacă le transmitea chiar și în afara emisiunii, dar în emisiune era foarte pozitivă și eram fan. Da, și eu eram fan, că nici n-aveai ce să fii fan altceva. Că era vineri seara, ploaie de stele, Cosmin Cernat, sâmbăta Andreea Marin, surprize, surprize, și duminica Academia Vedetelor. Gata. Și mai era o emisiune pe TVR, tot cu niște comedianți, ceva sâmbătă seară se numea, cu Rozi și Rabă, știi că era serialul cu Rozi și Rabă. Cred că n-aveam voie să mă uit la asta, că eu sunt mai mic ca tine cu 4 ani. Erau cu prostii, da, eu aveam voie, aveam deja 8 ani. Cred că când termina Cove, surprize, surprize, cu Andreea Marin, cred că atunci era momentul de mers la culcare pentru mine. Cove! Era idolul meu Cove, mă uitam așa, doamne, ce comedian, bă. Îmi plăcea mult de el. Chiar îți plăcea? Și mie îmi plăcea, dar... Mi se părea că are intervenții amuzante, îl așteptam că venea el din public, dintre oameni, știi, că mereu apărea și îmbrăcat în ceva. Conferea dinamism emisiunii. Da, 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 îi aducea elementul ăla de savoare. Și uite că acum are și acum o emisiune, de fapt. Da, are și... El e singurul care rămâne constant în emisiunea aia, nu știu dacă ai observat. Da, 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 ai văzut că toată lumea e schimbabil. Da. Nu știu, dacă ești doamnă, domnișoară, o să pleci la un moment dat, ai... Da. Ai avut și tu tangențe cu emisiunea aia. Da, așa, ușoare atingeri cu emisiunea respectivă. N-ai pătruns? Ba, în emisiune, adică nu te-au invitat? Nu, n-am fost niciodată, n-am avut plăcerea să fiu în emisiunea aia. În rest am fost. Dar câte luni te-ai străduit să fii? Băi, ani. Ani, nu, n-am. Nu m-am uitat niciodată, că n-aveam timp. Îți dai seama, mai vedeam de la radio și mă culcam, că de regulă mă culc atunci când vin de la radio și... Dar reluarea nu o vedeai? Seara? Este reluare? Băi, nu știu, tu cred că aveai reluare la emisiunea aia. Aveam înregistrat, îți dai seama, ca pe alea când înregistrai în anii 2000. N-am, uite, nu m-am uitat, nu știam că se dă. Dar ce, gospodinele sunt treze la 3 noaptea? Că atunci se dau reluare de regulă. Eu știu, stai seama, mai zi de alea cu insomnii pe care le macină probleme de viață de astea. Hai că m-aș mai uita odată la Cove și Adela. Dar, apropo că ai deschis subiectul, zi mai pe explicit, cum s-a început brusc, s-a terminat brusc. Da, nu sunt niște detalii super picante, adică eu mereu am ținut... Decență. Decență și ascuns de ochii lumii, adică nu m-am dus în zone din astea... Da, s-a făcut niște clipuri împreună. Da, clipuri, da. Adică ai gândit business puțin în relația la un moment dat. Păi nu i-a începuse business. Ah, ok. I-a începuse business și după aia s-a dezvoltat altceva, dar n-am avut niciodată dorința de a exploata asta pe rețelele sociale. Adică nu pot zic că-s de acord cu asta. Fiindcă eu am așteptarea de la artiști să-mi ofere programul lor, să zicem așa. Adică să-mi dea ori, nu știu, comedie, actorie, muzică, pictură, ce vreau eu de la ei. Nu să-mi dea iubire, că asta o obțin eu. Păi da, dar programul artiștilor vezi că, sau mă rog, oamenilor, a persoanelor publice din ziua de azi, vezi că de cel mai multe ori se confundă în ultima vreme cu programul lor. De viață. Cu viața lor personală. Ceea ce eu nu urmăresc. Adică nu zic că e greșit asta sau că e corect, dar pe mine nu mă atrage sfera asta. Nu lăcrimez când văd o poză cu un cuplu. Acum e și perioada gravidelor. Nu știu dacă ai văzut. Este o... Da, e anul gravidelor. Adică trebuie să fii gravidă. Au început influențerițele și acum au... Păi aia e, de acolo începe totul. S-a perpetuat. Și sunt like-uri, mă uitam așa la câte o poză a unei fete gravide, Dumnezeule, adică sute de mii de like-uri. Bravo lor, dat-am follow. Parcă aș face și eu un copil.
Și eu. Deci aș fi gravid. Pentru 100.000 de like-uri aș fi gravid. Câte like-uri a avut cea mai bună poza ta? Și cu ce a fost? 17.000 de like-uri, ghici, cu mașina, bineînțeles. Aia în pădure? Aia în pădure, da. 17.000 de like-uri. Și acum mai vreau să fac pentru like-uri. M-ai excitat mai tare decât poza cu... Orice poză cu gravide. Poza da, ta da, 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 și pe mine. Și pe mine. Păi eu am o relație stabilă cu ea, am o relație de durată. Bine, până expiră garanția, că după aia nu-s mai am. Că mi-e frică de chestie. E second? Când expiră? Sau peste un an jumate. Atunci înapoi la, înapoi la Opel. Chiar când ne-am cunoscut noi prima dată, adică țin minte prima mea emisiune TV și cred că și a ta live. A fost aceeași, la Raida Bun. Stars, da, când a fost și Cristina Ih. Exact. Parcă. Da, eram foarte emoționat. Doamne. Îți dai seama câtă lume se uita la noi în momentul ăla. Mamă, era nebunie curată. Dar, deci când am văzut-o pe Cristina Ih, pentru mine îți dai seama că era un etalon. O vedeam în sketch-urile lui Bro, o vedeam pe net și era cumva printre cele mai iubite femei din România. Cele mai frumoase. Am fost șocat și ea fiind foarte îndrăzneață a venit la mine cu, na, cu tupeul ei, nu neapărat tupeu. Dar eram, mă roșeam la fiecare cuvânt al ei. Eram roșu mereu, orice îmi zicea. Înregistrările alea nu mai este pe YouTube, că în pregătirea podcastului ăsta, ca un bun pseudo-jurnalist, m-am gândit să mă uit, știi? Să-mi aduc aminte, să retrăiesc. Vezi că mi-am pus tot un tricou polo, cum aveam și atunci. Ah, chiar că aveai tricou polo. Dar tu erai îmbrăcat bine atunci. Eu eram îmbrăcat, mamă, m-am uitat la mine. Păi nu, că eu eram îmbrăcat bine că stăteam la Cristina în casă, adică ăla era avantaj. Îți mai dădea rochițele ei, mai un alt. Dar eu eram îmbrăcat așa, nu știu, parcă veneam de la prășit. Eram omul ăla cu hainele de oraș. Uh-huh. Chiar acum vreo câteva luni am văzut. Atunci cred că era încă pe YouTube pusă emisiunea. Nu știu, n-am mai văzut-o de mult, am mai tot căutat-o. Am văzut și niște poze. Aveam o cămeșuță gri, luată din magazinul central din Gheorgheni. Aveam un tricou same shit, different day și niște blugi tot gri. Atunci eram pe zona gri. Și Adidas din H&M. Foarte mișto, 25 de lei. Eram, cred că aveam un cumul de 87 de lei pe mine. Băi, era important ce puteai să faci, știi? Că puteai să fii îmbrăcat oricum. E important ce făceai. N-am pus oricum niciodată accentul pe hainele. Te observ că nici acum nu pui. Adică, mă rog, ai niște scăpări. Am mai așa, observat, câte adică, o haină de 40 papuci, de milioane mai am. Da, la papuci. Atât, în rest, adică am mers la papuci, la Nike și Adidas, nu, m-am dus în Da, dar ai modele cel mai scumpe, cam așa. Nu, să știi că nu. Deci am o poveste cu Adidas și ăștia foarte amuzantă, pe care... Uite, dar de ce te uiți cu ei la ușă, că sunt picioare. Picioare. Scuze, am uitat că am intrat în călța. O poveste cu... Și am fost, mi-am luat cu a mea ibovnică, m-am dus în mall și am obținut o reducere, nu știu ce, pentru că mă înregistrasem la ei, mi-au dat 20%. Și atunci mi-a zis, păi stai, cunosc pe managerul de aici și putem să mai facem bani. Și m-am dus cu ei, i-am luat atunci, m-am dus cu ei chipurile să-i schimb. Și managerița asta îi zisese vânzătorului că vezi că domnul e de la OPC și ceva nu e mulțumit, trebuie să-i dea înapoi. Și ăla se uită la mici, păi ăsta-i de pe net, îl știu. Și eu eram, mamă, eram caracul. Aleu. Și a văzut, mamă, îți dai seama cum povestește omul ăla oamenilor din viața lui? Ce pomanagiu. Pe de asta l-am rugat pe Măciucă să vină după tine, ca să nu dai ochii cu paznicul, că știam că e un bulangiu pe turază. A, da, să vezi dacă vede asta. Bulangiu, a? Când ieși din complex. La început, dar deschid bariera mereu când vii. Dar nu, că nu o să... Eu mă bazez pe faptul că memoria lor e de scurtă durată și până îl postez, sigur, nu mai ține minte cine era pe tură. Bine, nu cred că consumă neapărat podcasturi. Să sperăm. Adică n-am avut altă țintă de public în momentul în care am început treaba asta și tot dintr-o frustrare venea chestia, știi? Da, cum ar fi să fie primul view? Uite, eu am avut experiențe într-un alt podcast la care s-a uitat un om care unde mi-am dus să-mi spăl mașina și a fost primul coment. Îl dracu de bulangiu că mi-a lăsat 2 lei. Ciubuc, tu te bă de aici, 2 lei ciubuc. Și pentru mine era mult 2 lei ciubuc. Adică eu aveam impresia înainte când am venit în București că 2 lei e, le las o avere. Da, asta credeam și eu. Adică raportat la ceea ce era Iașu, pentru mine și gândește că totuși Iași față de Gheorgheni e acum, un pic, fără un pic super, mai sus. Da, fără să te superi pe mine. E o idee. O idee, câți locuitori în plus? 600 și ceva de mii în plus. Da. Nu e așa mult. Față de 4 milioane. E ok, adică încă, când vorbim de sute de mii, încă parcă e tangibil, știi? Da, parcă e deja oraș, metropolă. Dar oricum la voi mănânci tot cu prețurile din București, bă. Mai scump.
Mai scump. Adică între timp, știi care e toată chestia? Când am venit eu din Iași în București, adică exact în perioada aia când ai venit și tu din Gheorgheni în București. Da, da. Când ne-am cunoscut atunci în emisiunea respectivă. Mi se părea București așa, mult prea mare. Adică simțeam că mă înghite, efectiv. Pentru că erau foarte multe oportunități de lucruri de făcut aici. Programul era haos total, aglomerații, prețuri mari, bani care n-ajungeau niciodată. Bine, nici nu erau prea mulți, nici prea aveau cum să ajungă. Dar acum, când mă uit, îți spun sincer, deci 4-5 zile pe săptămână petrecute aici versus alea două petrecute la Iași. Bă, în alea două picheltuiesc cât în două săptămâni de București, ești nebun? Aia, eu în Gheorgheni când merg și când mă minunez de... Păi beau bere cu 3 lei la bar. 3 lei 0,5. Bere la 0,5. Și s-a scumpit, adică e nemulțumire în oraș. Sunt revolte, sunt, ies oamenii cu torțe. 3 lei de la 2 lei s-a făcut. Și când merg în București undeva și văd că o bere e 15 lei, 16 lei la 0,3, e crunt. Și mâncarea la fel, mâncarea e la noi cu 10 lei, mănânci, te giftuiești. Cum îți gestionezi asta cu banii? Că mi se pare că ești una foarte cumpătată. Adică în afară de excesul de... De fapt, nu cred că, cred că e un exces conform valorilor tale. Pentru mine n-ar fi un exces asta cu mașina, care a costat ceva. Adică, eu știu, are și Mario Fresh, am văzut. E spre 30 de mii. Da, na, asta e singurul lucru în care investezi bani nechipzuit, să zicem. Că nu-i, o mașină niciodată nu o să-ți aducă bani. Mașina consumă bani, doar dacă nu-i dubă sau tir. Astea ți-aduc bani. O să vorbim și despre asta cu tirul. Dar mașina e pur și simplu un moft de multe ori. Adică mi-ar plăcea să fiu mai cumpătat și sper ca la bătrânețe să fiu mai cumpătat și să cunosc utilitatea mașinii. Da, e da, uite, în schimb, în afara mașinii nu prea sunt, chiar sunt considerat a fi zgârcit de multe ori, mă mai compară cu Dan Negru și prietenii mei, că, na, în principiu nici nu-mi place să, nu prea ies în locuri de fiță, adică nu-mi place să mănânc la fiță, niciodată nu mi-a plăcut. Pe lângă faptul că nu-mi plac preparatele. Gătești? Nu. Deci nici nu gătești, comanzi? Comand, mai dimineața mai mănânc, bine, acum am noroc pe un barter, Doamne ajută, și dimineața mai făceam... Zine, cu cine, că nu-i... Cu nu OK Food, e un barter cu OK Food și... Și îți fac mâncare după calorii, după astea? Da, îți fac mâncare după calorii și chiar e gustoasă, adică și mâncare românească, nu-s doar semințe de guacamole și toate nebunile alea, că nu le înțeleg. Apropo de mâncare, vezi că avem aici brânză și de astea, că am văzut eu că așa merge cu vin, știi? De când așteptam? Da, am auzit și eu. Așteptai să-ți spun că poți să iei? Adică credeai că e decor? Am zis că, băi, na. Vezi că e și asortată. Poate e același la toate podcasturile, zic. Știu că miroase. De obicei, știi, ca să nu miroase, aveam o lumânare, dar am uitat să o aprindem. Domnul Măciucă, dacă puteți să-mi aduceți lumânarea aia și să mai aduceți și cutia respectivă ca să o dau lui Ionuț la final de podcast, nu vă spunem încă ce e în ea, ca să păstrăm surpriza. Cutia surprizelor. Da. Și vezi că scrie pe aia Ionuț Rusu și bricheta, te rog frumos. O brichetă ca să o aprind. Asta uitasem. Băi, am băgat, dar vezi, la fel, e vorba de targetul emisiunii. Da. Pentru că nu poți așa să fumezi oriunde. Acum, na, viciu e viciu, dar trebuie să nu-l, să nu-l faci să pară cool. Da, da, să nu-l promovăm. Nu, sunt de acord cu asta, adică îți dai seama că sunt și copii pe rețelele astea și copiii de multe ori preiau modele. Asta e o altă problemă pe internet. Uite că am intrat eu într-un subiect nou. Păi tu preluai modele când erai mic? Mi-ai zis de Cove, de exemplu, că îți plăcea foarte mult ce făcea la Surprize, Surprize. Da, bine, nu era neapărat un model, dar eram, uite, idolul meu, dacă pot să-l numesc așa, era Giuri Pascu, Ioan Giuri Pascu. Ok, da. Și eu voiam la școală, când mă întrebau ce vreau să fiu, eu voiam să fiu Giuri Pascu. Asta era. Pe lângă patron, ziceam și patron. Dar... Și ești meseria. Patron? Ești patron? Am firmă acum. Păi și noi, de asta te-am întrebat. Un singur angajat cu mine. Și de asta ziceam mereu, patron. Mă întreba învățătoarea, patron de ce? Păi nu e o meserie, patron, nu? Facultatea e patron și după aia te faci patron la o firmă. Dar în rest, Giuri Pascu era idolul meu și cred că mai era... Îmi plăcea și Vacanța Mare foarte mult, dar mă regăseam super tare în Ioan Giuri Pascu. Te lăsau părinții să te uiți la Vacanța Mare? Da, nu aveau nicio problemă. Deși ei nu erau fani, ei erau fani divertis. Și ai mei erau fani divertis, taică-mi se mai uita la Vacanța Mare, eu n-aveam voie să mă uit la Vacanța Mare pentru că era prea vulgar pentru mine. Divertis, îți dai seama că era și o mândrie locală, majoritatea fiind ieșeni, pentru noi era așa, ca și cum știi, cu echipa de club, ca și cum nu țineai cu Poli. Erai patriot.
să zicem. Și foarte tare, în orice caz, divertisul foarte, foarte tare. Mie mi se pare, de exemplu, trăiesc așa un sentiment de frustrare oarecum că n-am apucat vremurile respective fiind activ în branșă, pentru faptul că mi se pare că era un umor mult mai de bună calitate atunci față de ceea ce se face acum. Categoric, doar că vezi că pretențiile publicului, tocmai din cauza acestor pseudovalori promovate pe internet, scad. Pentru că publicul începe să devină, nu știu, să se mulțumească cu niște, de exemplu, uite că vezi că sunt foarte mulți care promovează hainele astea scumpe, bănăreala, astea sunt valorile oamenilor și atunci nu prea consumi un umor de calitate din moment ce pentru tine valorile sunt astea, e Gucci, Balenciaga, Fendi, mai au, nu știu ce, e o firmă. Da, da, da. Tot, țoale, cârpe. Da, țoale. Nu mai citești atât de mult, nu te mai uiți la... Că și filmele te ajută foarte mult, adică înainte se consumau și filme mai mult. Da, și hainele astea, de exemplu, uite că mi-a rămas gândul la ele, mai, apropo de ce vorbeam mai devreme. Mi se pare că sunt din ce în ce mai urâte, pe măsură ce sunt mai scumpe, parcă sunt mai urâte, nu? Da, da. Asta e senzația pe care o am eu. Sunt urâte, în opinia noastră, dar atâta timp cât sunt purtate de niște idoli de-ai tăi, devin frumoase. Adică pentru copii, chiar dacă îi arăți unui copil care e influențabil, că na, un copil nu e modelat încă, îi arăți o haină de genul ăsta, înainte să o poarte vreun cunoscut influencer, o zic că, păi, ce-i urâține asta? Dar după ce o poartă influencerul respectiv, superbă, o vreau. Da, da, e, plus că eu mi-aduc aminte de cum eram eu copil, asta vorbeam cu mai multă lume și în podcasturi și așa, mi-aduc aminte că azi erai rapper, mâine erai rocker și tot așa, adică se schimbau lucrurile, era de la un val la altul. Dacă stau acum și mă gândesc de perioada în care umblam, că erau niște magazine de-astea de haine de rapper în Iași, Eco, așa se numește, Eco Unlimited, și mai era unul Zoo York. Dar mie nu veneau hainele alea, că erau foarte, foarte mari, eu fiind un copil mic, de, adică eram mult mai mic decât ceea ce ar fi trebuit să fie vârsta mea când eram copil, de înălțime și ca și greutate mă refer. Și îmi cumpăram de astea training-uri de la Nike cu mărimi mai mari, cum vedeam eu că avea Eminem, știi? Că văzusem pe unul cool din clasă care purta de alea și atunci aia m-a influențat pe mine în direcția aia. Un an mai târziu, dacă ăla și-a luat tenis, mi-am luat și eu tenis. Și așa mai departe. Era principiul de domino. Dar vezi că Eminem era o valoare. Adică Eminem făcea ceva. Oferea. Bă, față de ăștia de azi, da. Oferea ceva. Acum sunt mulți oameni, adică văd mulți oameni pe Instagram, care pur și simplu au denumirea, se intitulează influenceri. Bun, și ce faci? Adică în ce influenceri? Nu, sunt doar influenceri, fac poze. Și atât? Da. Am înțeles. Poze fac modelele. Un model, într-adevăr, e de apreciat, că nu e ușor să faci niște poze într-o anumită postură, dar tu practic doar faci poze. Și de multe ori urâte. Da, urâte, dar... Na. Urâte rău. Adică am avut, de exemplu, campanii în care am lucrat cu nencione pe poze și așa, ca să le facem cât mai profi, și observam, eu la mine pe cont, că pozele alea la care munceam și stăteam în frig ca să le facem și el se chinuia cu editat, cu carabliț, cu și așa mai departe, aveau un engagement mult mai mic pe Instagramul meu decât poze făcute cu telefonul la buleală, în sensul în care rugam pe cineva, fă și mie o poză aici. Da, nu mai înțelegi, volatilă piața, oamenii apreciază ceva la ce nu te aștepți, de multe ori. Dar consider că asta e o chestie de moment sau crezi că e o treabă pe termen lung? Adică eu cred că sunt efemerități, părerea mea. S-ar putea să greșesc. Mi-e și greu să mai îmi exprim păreri pentru că de foarte multe ori am fost înșelat, știi? În sensul în care spuneam niște lucruri, zic, bă, hai să vezi că ăsta peste un an n-ați mai auzi nimic de el. Și vă cauți din ce în ce mai tare și din ce în ce mai tare și tot aștepți momentul în care să se confirme teoria, nedorindu-i rău, bineînțeles. Dar despre asta e vorba. Ne oferind niște servicii. Băi, să știi că piața e volatilă rău acum, adică se consumă pe moment lucruri. Nu mai există, de-aia mi se pare că e mult mai greu să se formeze o vedetă, propriu zis, în ziua de azi, pentru că oamenii consumă ceva acum și în momentul următor te-au uitat. Chiar dacă tu oferi conținut un an, doi, tu dacă n-ai mai creat o lună, două, trei, gata, ești dat uitării. Față de perioada precedentă, în anii 2000, când persistai. Era și mai greu, știi, să ajungi în atenția opiniei publice. Adică era, vezi chestia asta cu internetul și cu amploarea pe care fenomenul ăsta online a luat-o, oferă și avantaje și dezavantaje în același timp. Iartă-mă, probabil am scăpat o bucățică de dop acolo. Știi, da, mi-e fost place cu dop. Pe oferă altă savoare. Îi dă o aromă. Exact. Cum vezi chestia asta? Adică pentru tine e un avantaj sau e un dezavantaj? E
un avantaj pentru că există oportunitatea pentru fiecare să se afirme. Adică înainte n-aveai șansa asta. Mulțumesc. Noroc, Doamne ajută. Doamne ajută. Înainte n-aveai șansa asta. Mă bucur mult că ai venit aici. Și eu, și băutură gratis și mâncare gratis, îmi place genul meu de emisiune. E un avantaj. Și felul 2 imediat se duce nici în bucătărie mai întâi. Doamne, perfect. Avem și desert dacă mai suntem treci până la desert. Sunt fan gratis. Vezi că până acum toți invitații au plecat bez de aici. Păi asta sper și eu. Se și după cum decurge, așa se pare. Să pregătim următoarea sticluanță. Pregătim ligianul. Hai că ai văzut că am curățat cadă, să știi. Da, e că în cadă aveam și eu un prieten care doar în cadă. Dar eu nu înțeleg asta. Cine se duce în cadă? Eu mereu... Tu ești? Nu, dar știi cum s-a întâmplat niciodată? Deci mi-a zis bunica mea într-o seară. Asta vară eram la filmări la Moldoveni și era o seară în care am ieșit cu toată echipa de producție și stai seama că nu pot să filmez un serial care se cheamă Moldovenii fără băutură. A, garantat. Și am băut într-o noapte și foarte mare euforia și îmi cumpărase niște AirPods-uri, că aveam o scenă în care trebuia să alerg și na, dacă erau pe banii firmei, le-am cumpărat. Ca să fie treacă. Am crezut că le-am motivat ca fiind că, uite, domnule, trebuie pentru alergat aici, pentru scena asta, ești nebun. Cum faci jogging fără AirPods? Și le-am pus țin eu acasă. Căștile alea, cum am bătat, mi le-am pus să-mi ascult manele, că aia la cârciumă nu puneau manele pe care le voiam eu. Vale Vigelie, de alea oldies. Mi-am băgat frumos în urechi și m-am dus acasă. Nu știu cum am ajuns acasă, dar cert e că m-am trezit în cadă. Eu la Iași stau la bunica mea. Și am întrebat-o, că acolo e apartamentul de unde m-am născut eu și sunt foarte legat de locul ăla și acolo am crescut mulți ani, până pe la 8 ani. Și am întrebat-o, bunică, dar de ce m-ai lăsat să dorm în cadă? Mi-a zis că, păi, na, te-am văzut că ești așa obosit, dar nu te mai deranjez ca să te culc în pat, nici să dormi aici. Mă, ce tare sunt bunicii moldoveni că se așteaptă. De la noi ne băteau, dar la voi se așteaptă. About. Da. Așa vin. Ei. Dar la noi dacă te prinde beat, Doamne, iartă-mă. La tine se bea alcool? Da, și în familie, de exemplu, între apropiați și așa? Nu, să știi că familie n-am istoric din asta de. Nu ne referim la alcoolici, adică nu dacă au ajuns la nebuni din cauza. Nu. Bunica mea avea o poftă așa mai mare de alcool, dar în rest în familie nu, dar prietenii mei mai dau cu șprițul. Și eu dădeam într-o perioadă. Dar era nasol. Țin minte că am venit o dată acasă după o beție cruntă cu taică-miu și am era după Crăciun. Era de Crăciun. Mergeam la colindat la 6 dimineața și am venit desculț cu bocanci în mână și am început să bat în ușă, ca la casa lui Ștefan cel Mare. Și îmi deschide taică-miu buimac. Păi, dar tu n-ai cash? Ba da. Da. Am zis să fac o mișto găreală. Și am intrat. Era glumeț. Da, era în glumeț de atunci. Și am intrat, nu știu ce s-a întâmplat după, dar știu că mi-a stat cu Lidianul lângă mine în noaptea de Crăciun, vreo 3-4 ore. Mamă, cred că ce bătaie luam dacă făceam chestia asta. Păi am impresia că am și luat, dar nu vreau să zic. Bine, eram mic, aveam 19 ani. Deci cu alcoolul nu e și la voi ca la noi, dar cu bătaia e ca la noi. A, mai e, dai seama. O pălmuță la funduleț. Nu mai mult. Și un pumn la vremea lui în mec. Da, atât, niciodată mai departe de un pumn. Și mereu o comă și de asta de gradul da, 3. Da, nu, dar niciodată. N-a 3 murit plăgi nimeni în cap și copci de asta. N-a murit nimeni așa. O bătaie, stai un pic în spital și gata, la urmă se stă și ziua de a... Nu, n-am avut parte, doar n-au fost multe. Au fost câteva, dar le-am apreciat. Mi-a acum când mi-am amintesc cu plăcere de bătăi. Țin minte că odată taică-meu, îl întrebam pe taică-meu. Dar nu, n-a fost, nu. L-am întrebat, aveam vreo 7 ani sau 6 ani și l-am întrebat de ce zboară avionul. Și eu luam bătaie pentru asta. Și taică-meu mi-a explicat principiile exact din a văzut el pe National Geographic, cu toate astea. Uite, zboară că nu știu ce curenții de aer se duc sub aripă. Și eu zic, nu. Vreau alt răspuns. Nu e răspunsul corect. Ok, zboară ca Aurel Vlaicu. No. Și i-am zis că vreo 3 ore că nu e răspunsul corect, că trebuia să dea răspunsul și na, mi-a crăpit o palmă. Și după aia a fost corect tot ce mi-a zis. Aveai dreptate. Dar în rest n-am luat. Care e relația ta cu părinții azi? Băi, o relație normală, adică nu pot să zic. Eu n-am fost niciodată la modul cel mai bun prieten. Ceea ce mă... nu mă deranjează, dar îmi pare rău cumva, regret că n-am fost cel mai bun prieten cu ei, adică nu le-am spus tot cum sunt unii copii și sunt invidios pe relațiile astea.
pe copiii care le spun tot părinților. Am avut o relație corectă, gen fiu, tată și mamă, dar îi respect foarte mult, îi iubesc foarte mult și îi respect super tare. Am văzut-o pe sora ta într-un story recent la tine. Da, da. Nu știam că ai o soră. Am o soră mai mică cu 16 ani decât mine. Mamă, ce diferență. Dacă tu câți ani ai? Deci ești cu 4 ani mai mare ca mine, deci faci 29 anul ăsta, nu? 29 fac, da. Și sora mea are 13 ani. Și când am aflat că vine pe lume, stai seama, aveam 16 ani. Zic, mă, greșeală sau ce? Adică eu deja eram cu moștenirea în cap. Tu tot deja știai cum s-a produs. Da, da. Dar eu deja eram bun, iau averea asta, am exact așa, terenurile astea. Și când a apărut sora mea, a fost, opa, opa, rivalitate. Dar am învățat cum se are grijă de un copil. Asta m-a ajutat. Adică am mai și schimbat-o, nu pot să zic că mereu. Dar am mai stat cu ea și știu cum se manevrează un copil. Știu când s-o bat, nu, glumesc. Știu când merge palma. Dar ții minte când plângea atât de mult încât îi ziceam mereu, abia aștept să crești, să poți să te bat. Adică mi se părea sensibil atunci, perisabil. Dar îi spuneai și auzea? Auzea, dar nu înțelegea. A, deci era încă în fașă, era perioada aia. Era, da, avea un an și două luni, un an și trei luni. Și ziceam, rău, Doamne, trebuie stârpit de la rădăcină. Exact. Și îi ziceam, băi, când crești, te bat și pentru momentele astea. Te bat, dar după aia n-am uitat. Dacă era frate, cred că îi dădeai o bucată. Dacă era frate, îi dădeam atunci, da, da, da. Asta e dezavantajul cu fetele, că e fată. Dacă era frate, ghici, pițăr. Eu oricum îmi doresc fetiță. Îmi doresc băiețel. Da? Nu, dar cum te, îți dorești copii? Uite că m-ai dus într-un subiect în care nu voiam să intrăm. Adică nu-mi imaginam că ai să intră atât de deschis încât să vorbim despre asta. Da, da. Îți dorești copii? Da, dar nu acum. Da, este când? 20 de ani. Peste... La Senectute, când ar fi cazul? Atunci e cel mai bine. Ca aia, Adriana Iliescu, vrei să fii cel mai bătrân tată din România? N-ai treabă mult cu ei atunci, știi? 5 ani și după aia se descurcă singuri. Păi, vezi, eu am făcut ce am putut. Mamă, e spectacol, Ionuț. E extraordinar. Mi-aș dori o fetiță, pentru că fetițele nu sunt atât de tolomace când sunt mici. Eu zic că băiții au... Nici când sunt mari, adică mi se pare că noi suntem mult mai proști decât ele. Adică... A, suntem mai proști toată viața, dar parcă atunci când suntem mari suntem un pic totuși raționali. Dar dacă te uiți la o comparație între o fetiță când e mică și un băiat, îți dai seama, băiatul este... bolovan. De cu capul, are tot felul. Un băiat până la 9 ani, efectiv, el nu știe că peretele este stop. El se duce. Și fetița e așa, parcă se vede și pe privirea ei când se uită la ei, Doamne, ce prostie. Și are 3 ani, el are 9 ani și se dă cu capul de perete. Și de asta nu-mi prea doresc un băiețel, că am impresia că moare mereu. La un băiat nu poți să-l lași să iasă din casă, că moare. Se pare că studia mult chestia asta copiii. Da, da, un băiețel până la 12 ani, el moare. Adică tu nu poți să-l lași să se ducă oriunde, pentru că există posibilitatea să moară în orice moment, un băiețel. În orice moment, când face orice, când bea apă, când orice. Pentru că nu-i pasă. Mi se pare că băieților nu le pasă de viață. Ei, așa, și dacă mor ce? În schimb, o fetiță parcă îi, bă, trebuie să trăiesc, să aduc un plus acestei lumi, băieții. Respir. Dar nu crezi că asta vine din tocmai din masculinitatea asta, din a demonstra ce forță au ei, ce putere au ei? Nu, 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 nu. Din nu zic prostie, din așa tolomăcie, nătângie. Băieților nu le pa. Până la vreo, că ai văzut că băieții nici când îi întreb ce facultate vrei să faci, până la 25 de ani nu poți să zic. Bine, acum nu cred că nici fetele nu știu dacă îți mai știu să-ți răspundă la asta. Da, nici multe fete, dar cred că procentul e mult mai mare la fete. Adică fetele cumva au un plan în viață, au un drum. Dar băieții până la 18 ani... prostul. Da, băieții până la 18 ani, eu beau. Eu îmi place să beau. Și de regulă aleg o facultate nepotrivită, că așa am făcut și eu. Ce facultate ai făcut? Ceva la Cluj, nu? Da, studii europene. Și ai terminat-o? Am terminat-o, dar n-am dat licența. Pentru că venisem la București și nu mai aveam timp să-mi dau licența. Adică... Dar când ai început facultate? N-ai început-o la timpul ei, nu? Ba da, la 19 ani am început și la 20 și un pic m-am transferat la ID, la distanță, pentru că am început să lucrez în bancă. La ID, zici tu așa. La... ID. ID. Pentru că am început să lucrez în bancă, în Gheorgheni. Nu în Gheorgheni, de fapt în Odorheiu Secuiesc, a fost o poveste, mă rog, făceam naveta. Și... Dar e niște distanță. În primul rând, sunt două județe diferite, ca să vezi câte cunoștințe de geografie... E același. E Odorheiu nu e în Covasna? Nu, nu, e de la limită. Vezi cum am făcut pro singur, când vrei să te pari deștept. Ai, te-am făcut și eu, stai liniștit. Da, și lucram, erau 50 de kilometri. În fiecare dimineață mă trezeam. De atunci m-am obișnuit să mă trezesc la ore matinale. Că mă trezeam la 4 ca să merg să ajung la 6 și ceva acolo. Deci la 4 mă trezeam, luam microbuzul și ajungeam la 6 în Odorhei. Și atunci erai student la distanță în perioada aia?
Da, eram la distanță pentru că găsisem jobul ăsta și am vrut să profit, să zicem așa. După care mi-am dat seama că nu cumpără nimeni de la mine, că eram agent din ăsta care trebuia să vândă prietenilor. Ce, credite sau ce? Asigurări de viață. Ah, da, da. Și trebuia să încep, nu puteam. Ceva sinistru, într-adevăr. Sinistru, da. Și trebuia să mori într-un fel, asta îmi plăcea. Nu puteai să mori în orice fel. Da, deci, da, era opțiune. Că, da, dacă mori arzi de lumânare, nu, ești prost, nu poți, nu-ți dăm bani. Trebuie să mori într-un anume fel, să te arunce cineva cu capul în lumânare, să fie o moarte spectaculoasă ca să iei bani. Și o regie bună. Da, o regie foarte bună, Hitchcock. Trebuie să mori ca în filmele cu Hitchcock. Și m-am, n-ați dat seama că m-am lăsat de asta și am plecat ca șofer. Zim cu asta, cu plecatul ca șofer, că știi cum am aflat eu de asta cu șoferia de tir? Era, ajunsesem la Pro FM și într-o dimineață, nu mai știu cum, voi începeați la 6:30, noi începem la 7:00. Și erau niște glume pe holuri, că zic, bă, iar dă Ionuț Rusu glume de pe tir la Kiss FM. Și acum dau. De unde de pe tir, frate? Ce, frate? Ce, de unde glume de pe tir? Merge omul cu stație, își vorbește cu tiriș, ce se întâmplă? Și am găsit un interviu în care tu povesteai că ai fost șofer pe tir. Cum s-a întâmplat chestia asta mai exact? Adică eu poveste așa în mare o știu, dar totuși mi se pare de la broker de asigurări de viață la șofer de tir și după aia la un comediant iubit de atâta lume, că ai văzut, e sincer, mai foarte, e un om foarte sincer, să știi. Adică ea dacă nu te suportă, simte în glas. Tu n-ai cum să nu o simți, adică îți vine să spargi telefonul din care ea vorbește. Dacă nu te suportă, se simte clar. Și vorbeam cu ea la telefon și ai văzut că i-am spus instant, că mă întreabă, cu cine ești? Zic, păi cu Nenciu, cu Măciucă, și am simțit nevoia să plusez, să zic și eu Ionuț Rusu, ca să par mai ok în ochii mamei mele, știi? Parcă ai anturaj. Da. Și cu Ionuț Rusu, îl cunoști pe Ionuț Rusu? Da, sigur că da, și îmi place foarte mult de el. Adică mi se pare un traseu de, dacă maică-mea te place. Ca să închidem paranteza, te ești, place o țară. Nu, da, ești foarte tare, crede-mă. Deci ești foarte tare. Dacă te place maică-mea, chiar ești foarte tare. Și după aia, deci din broker de asigurări să ajungi în, la șofer de tir, la șofer de tir să știe toată țara, mi se pare foarte... Da, e un traseu neobișnuit, e sinuos. Dar am ajuns printr-o împrejurare din asta. Taică-mi-o făcea curse, taică-mi-o fiind polițist. Dar el făcea curse... Polițist de ce? Că am auzit povestea asta. Judiciar, era la judiciar. Ok, polițist și de tot la judiciar a început. Da, da, polițist de infractori, care lucrează cu... Cea mai nasoală secție posibilă din, da, poliția română. Te cheamă noaptea la 4, ai parte de tot, vezi tot felul de imagini, mă rog. Și el făcea asta part-time, îi plăcea. Adică la noi în familie, pe arborele lui genealogic, doar șoferi au fost, cred că și trăsură și ce era înainte. Doar șoferi. Și mi-a zis, bă, nu vrei să faci dacă tot ești parazit? Că nu făceam nimic atunci. A, deci stăteai și... Stăteam și efectiv... O frecai. Da, mă uitam la seria. Și ce vârstă aveai? Aveam 21, terminasem, urma să termin facultatea. Sau da, 21, că atunci se ia permisul, la 21 de ani. Și a zis, nu vrei să mergi și tu obligat de mine să faci școala, te rog? Ba da, bă. Eu nu ți-i impun, dar dacă mai vrei să mănânci. Și m-am dus și am făcut școala. Bine, nu mi-a impus. Am făcut școala de șoferi, am luat permisul cu noroc, deci l-am luat cu mare noroc. Adică cum e permisul la camion? La tir, că stai, deci tu ai dat C+E, nu? Da, dai prima dată C-ul. Și după aia îți bagă și remorcă. După aia îți bagă remorca, după aia dai C+E. Dai C-ul, dai examenul scris în reședința de județ, mă rog, după care dai la Mircurea Ciuc, da? După care unde ai mecanică, adică la tir nu sunt întrebări doar de circulație, ai și multă mecanică. Deci e multă, multă mecanică. După care îl iei pe ăsta, dai C-ul din nou, examenul scris, și dai examen cu remorcă. Și am blocat o intersecție ceva genul ăsta în Gheorghene, adică m-a pus să dau cu spatele, veneau mașini, claxonau și era din milă. L-am simțit că din milă mi-a dat permisul. Eram, am făcut și o față din aia, sunt un ratat, nu o să fac nimic în viață. Și ai zis, hai mă, lasă, ia, dar promiți că nu conduci niciodată? Da. Păi da, cine și-a permisul de tir doar din pasiune, așa? Exact, da, da, oricum nu vreau, tata vrea. Și după aia, după asta mai ai de făcut atestatul. Adică tu n-ai voie să conduci doar cu permisul. Trebuie să faci și atestat, care a fost impus de Uniunea Europeană prin, nu știu când, habar n-am, într-un anume an. Și atunci faci atestatul, mai mergi la niște cursuri, scump. Că mai trebuie să dai niște bani. Păi și școala de șofer la tir e vreo 60 de milioane, ceva de genul ăsta. E mult, mult. E mult. Am fost la pădure să o fac. Țin minte, la noi sunt păduri. Crai lemne? Da, era a noastră. Da, duceam lemne. Am tăiat lemne și le-am transportat. Dar legal, da? Da, da, da. Nu, nu, nu.
Adică n-am atât de... Dacă era ilegal, credeți-mă, veneam cu hammerul aici și se poate la noi. Adică la noi doar trebuie să vrei să tai lemne. Și m-am dus, am făcut școala, după care am făcut atestatul pe care de regulă îl cam iei, atestatul, că ăla e mai scump, ăla e foarte scump. Și dai tot așa un examen teoretic, după care dai un practic. Mai practicul dai cu poliția? Nu, nu, cu oameni de la firma respectivă, IFPTR parcă era, din ce țin minte. Și o firmă particulară care asta face, se ocupă cu examinări de șofer de tir? Nu știu, particulară, cred că e de stat. Nu, nu-mi dau seama. Uite, dacă se uită cineva care e șofer profesionist, să ne zică, nu-mi dau seama. Și acolo am făcut cu vagon prima dată, că e o diferență între camion plus remorcă și cap tractor plus vagon. E mai, uite, ăsta cu cap tractor plus vagon e mai greu de condus pe drum întins la curbe, pentru că ia curbele mai strâns. Dar camionul cu remorcă e mai ușor la curbe. În schimb, când trebuie să-l bagi cu spatele, cu vagon e mai ușor. Deci cu spatele, să dai cu spatele cu remorcă, trebuie să fii artist. Mi se pare că cei care fac asta din prima sau din a doua, când trebuie să bagi cu spatele, sunt, tot respectul meu, e artă curată. Oamenii aia, e păcat că s-a oprit la nivelul de tir, adică din punctul meu de vedere ar putea să ducă mult mai sus. Ei puteau cu Elon Musk să facă ceva și să trimită niște tiruri în spațiu. Pe bune, nu, este efectiv. Deci au dus asta la un nivel, dacă ar lucra oamenii ăștia care știu să bage cu spatele camion cu remorcă, oriunde, la orice firmă de inginerie, Tesla, ce mai e acum în vogă, ar spinteca. Deci chiar ar spinteca. Iar chiar e super greu. Eu nu pot nici ăla normal să-l bag. Adică aveam niște probleme super mari la rampă. Veneau alți șoferi, mă dădeau jos ca în GTA, știi? Și băgau ei tirul în locul meu, că stăteau la coadă, știi? Deci eu stăteam și aveam în spate bulgari, sârbi, nemți, etc. Și eu mă chinuiam cu el să-l bag la rampă, rampile fiind foarte înguste, fix cât tirul. Și trebuia să-l bagi în L. Și îți dai seama, era... Adică să-l lași numai remorcă, nu? Nu, aveai, deci aveai vagonul, tu erai cu tirul și cu vagonul și trebuie să bagi tirul cu vagonul în L aici. Cum bagi o mașină în parcare? Cu spatele. Și tirul, eu n-aveam senzori, nu știu dacă acum sunt senzori pe remorcă, n-aveam senzori să... Și mă dădeam jos mereu, la fiecare centimetru în spate, mă dădeam jos să văd dacă lovesc ceva în spate. Înapoi, în cabină, și la un moment dat a venit un bulgar și mi-a zis, dă-te, în limba lui, sigur, urât, mi-a fi zis, ceva cu morți, cu din asta, dă-te jos că-l bag eu. Morți, tătă, măti, tătă. Și l-a băgat, din prima l-a băgat. Eu i-am zis scuze, nu, că am, nu știu ce, nu o să poți nici tu. Din prima. Am văzut undeva că ai declarat într-un interviu că prima ta cursă a fost una până la Berlin, pe tir. Mai și ai blocat Berlinul, ceva de genul ăsta. Asta a fost cea de a... Nu, n-a fost prima. Prima a fost în la marginea Germaniei, spre Franța. Adică mai departe. Da, asta... Mai departe de Berlin. Da, mai departe, mai departe. Asta a fost undeva la... Aveam experiență, aveam deja 4 curse la asta. Ok. Și da, am blocat intersecția din Berlin. Trebuia să bag tot așa mașina undeva într-un depozit. Dar ziceam, erau 8 benzi. Le-am blocat pe toate 8. Era tirul atât de lung încât să... Mi-am luat spațiul de ăla de manevră, am băgat pe benzile opuse... Și cumva aveam tirul total pe, imaginează-ți, magherul. Era un tir pe magherul. Păi și oamenii atât de treabă, erau doar, au oprit și au chemat poliția atât. Dar în rest n-au claxonat. Adică nu erau, bă, simt. Și când a venit poliția, tu ce le-ai zis polițiștilor? Tata meu m-a pus. S-a început, tată, stai că tu acum ziceți lui. Tata meu also police officer in Romania. Still police, ia, spiți în poliție în Romania. Dar au fost de gaj că polițiștii m-au ghidat. Au venit să mă ghideze. Dă-i, nu, invers, dă-i, bun. Înapoi și m-au băgat ei. Până la urmă la... Dar nu conduceau. Adică nemții au corectitudinea asta, nu se pun la volan în locul tău. Nu ca șoferii de tir bulgari. Nu, care... bulgarii se bagă, noi n-am permis, dar mă bag, hai să vedem. Dar nemții erau foarte, foarte corecți. Și asta e mișto la traficul lor, că nu te claxonează, nu-ți... Dacă ai greșit, adică ei simt că ești de altundeva. Și dacă văd numărul de înmatriculare... Bine, când îl văd pe unul care a blocat un bulevard de 8 benzi, e clar că e de altundeva, de pe altă planetă, e nu din altă total țară. De altundeva și ca îndemânare. Nu-i om. Dar m-au ghidat, până la urmă am băgat mașina, am primit o șampanie gratis de acolo, era Revelionul. Era 29 decembrie. Ce an? Atunci. Anul 2016? Da. N-are cum, că 16 ne-am cunoscut noi în toamna lui 2016. Păi da, era anul 2016, intra. Ah, deci intra, ok. Era fix înainte de Ai Umor. Deci înainte de emisiune, Revelionul respectiv. Eu am stat de Crăciun și de Revelion pe tir.
Mamă, mi se pare absolut fascinantă chestia asta. Adică fascinant, nu e nimic fascinant. Mi se pare fascinant că ai avut puterea să treci peste toate lucrurile alea și să-ți găsești sursa de umor. Pentru că explozia ta a fost una fulminantă. Adică tu ai ținut foarte mult în tine lucruri pe care le puteai face întorcând tiruri. Da, evident, dar eu pe tir asta făceam. Când mergeam distanțe lungi pe autostradă, mai imitam personaje, adică îmi exersam singur în cabină? Da, 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 eram ca un nebun. Se mai uitau unii șoferi pe lângă. Eu făceam tot, făceam tot felul de fețe. Asta mă liniștea pe mine. Mai scriam câte un sketch, nu le filmam. Păi, mai scriu un sketch, să vedem cine știe la un moment dat ce o să fie. Și asta m-a ajutat cumva să trec peste. Dar mereu, uite, apropo de legea, nu apropo că n-am vorbit asta, e toată frenezia. Dar poate am vorbit în altă viață, știi, n-ai probabil am fi discutat cu vreo 6 vieți. Că e toată nebunia asta cu legea atracției, cu cărțile de dezvoltare. Eu cred în ea. Cred, dar nu cred la nivelul ăla prostesc. Adică numai dacă te gândești se întâmplă, știi? Nu, pe așa credeam și eu la început. Când am văzut documentarul, mi-am pus poză cu Mercedes pe wallpaper. Știi că asta zicea ăla, puneți o poză în casă. Și mi-am pus un CLS pe wallpaper și zice, bun, și după aia vezi că se întâmplă. Dacă uitam făceai fața vlog mai serios, aveai CLS. Așa ai ce cupe. Da, așa, e. E, ai da, tu? Da. De ce mai scumpă? Mario Fresh are ce cupe? Da, 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 că e altă clasă, adică e... Da, e mai mișto. Dar e drăguță. Dar de ce am fost așa prost și am crezut că e ce? Că am văzut-o de 3 ori, știu și numărul pe de rost. Vrei să te-l dau public acum? Eu credeam inițial, eu nici nu știam de ce cupe. Adică eu credeam că toată lumea are cupe, nu? Că vedeam că și Bendeac își luase tot ce cupe. Și vedeam la toți și zic, păi... Și că de trebuie să, măcar aici trebuie să-l sparg. Că toată lumea mă tot compară cu asta, dă să-l sparg. Varză, Bendeac oricum mult, mult peste. Am o grămadă de comentarii din asta. Ai de astea, nu? Da, am și invers, îmi plac și alea invers, alea îmi plac. Mie mi se pare că e momentul în care chiar i-ai întors rata în favoarea ta. Da, rata. Și mă bucur, știi de ce mă bucur? Pentru că pentru tine a fost un parcurs foarte nevoios în toată chestia asta. Și pe de altă parte, în momentul în care eu te-am văzut prima dată, eu ocupându-mă cu același lucru, adică pentru mine lozul meu câștigător au fost imitațiile. Cam da, am da, apucat să fac și alte lucruri după aia și am avut bulan să mai am parte de altceva, dar imitațiile m-au dus cât de cât în atenție, știi? Și în momentul în care te-am văzut că ai apărut, aha, bă, mi-a fost o ciudă. Mamă, ce ciudă aveam. Și mă gândeam, ce dracu-i cu ăsta, frate? Nu putea să mai amâne și el să mă se lanseze mai târziu. Trăia neamul lui să-i trăiască. De ungur. Ungur, da. Și după aia am stat și m-am gândit, zic, bă, stai puțin, că de ce? Omul ăsta e un om foarte ok. Pentru ce am eu stările astea, știi? Adică urla neputința din mine din momentul ăla. Dar să știi că e utilă și invidia asta concurențială. Până nu ești idiot, adică dacă ajungi la stadiul de idiot în care tu nu saluți. Că eu am colegi de breaslă care nu mă salut. Nu, asta e, da, și eu cred că m-am cunoscut o grămadă de oameni care nu mă salută în viața de zi cu zi și în prejurările în care au un avantaj, mă salută. Dar, na, poate discutăm mai încolo despre asta. Dar e invidia asta concurențială, mi se pare că ține lumea și face lumea să evolueze. Adică și eu mai am, așa când scoate cineva, când văd că cineva scoate niște virale non-stop, mă ambiționează, nu neapărat că sunt mamă, mai dă-l încolo că nu merită. De asta m-am apucat de asta acum. Da, da, uite, că te ambiționează. Că zic că bă, nu se mai poate și m-am mutat la tine, la Mircea, la ăștia pe care îi și apreciez, știi? Pentru că nu m-am mutat la unul care nu-s de acord și n-aș face niciodată ce face el. Exact, adică când e cineva care e în sentimentul tău și face oarecum ceea ce faci tu, adică e asemănător, atunci te motivează. Că și pe mine mă motivează, mă mai uit și eu la unii care scot virale și sunt, bă, hai că trebuie să mă pun pe treabă, că nu mai merge. Adică sunt momente, dacă ai fi singur în branșă sau pe o anumită nișă, te-ai plafona, da, ești, a, oricum mergi, mai stau două luni. Dacă când vezi că alții scot constant conținut, parcă te stimulează, băi, hai că trebuie să țin și eu focul ăsta prins, că nu merge așa, doar pe ceva făcut acum un an, doi. Clar, și totodată eu mereu am mers pe principiu și asta ne-am spus că eu am fost pasionat tare de, și încă sunt, de domeniul ăsta Horeca, vreau să investesc și în Horeca, adică mă pasionează tare că eu sunt bețiv și atunci beau cafea. Să duc și alți bețivi la mine. Da, mă trezesc la 5 dimineața, deci clar beau multă cafea și atunci, din cauza de alte probleme, beau și mult alcool, acum beau mai puțin, cum am mai lăsat. Adică beau numai la filmări și în weekend. Și filmările de astea le pun în timpul săptămânii. Am ocazia să... Exact. Și atunci am mulți ani, Doamne ajută. Noroc să fie atunci, primit. Îți dai seama că mă pasionează lucrurile pe care le fac. Evident, evident e...
Și am niște prieteni care și-au făcut crâșme, știi, tineri, mișto, alții mai cu experiență, mai vârstnici, pe la ea, știi? Și erau supărați, ei vedeam că aveau așa ca o stare de doliu când se deschidea o crâșmă nouă pe stradă. Și am zis, băi, nebunilor, gândiți-vă că dacă pe strada asta dispar toate crâșmele și rămâne doar a voastră, în momentul ăla nu mai trece nici dracu pe stradă. Cu cât mai multe crâșme, cu atât mai mulți oameni care vor veni aici să iasă și dacă nu vor găsi loc la o crâșmă, vor ajunge la alta. Și așa mai departe. Să știi că e, da, uite, e bună analogia asta și pe, și pe domeniul ăsta. Nu te gândi, n-am făcut-o, eu mi-am însușit-o, m-au zis-o sigur la ceva mult mai inteligent decât mine, știi? Băi, e bună, oricum ar fi. Chiar mi se pare bună, că vezi că îi atragi pe oameni spre consumul de, de ceea ce produci tu. Pe mine mi se pare că tu ai deschis o piață, efectiv, în momentul în care a apărut. Adică, Bendeache exista, dar el era cu televizor, cu astea, plus că oricum părea așa ceva intangibil, era artistul poporului, oameni care, din punctul meu de vedere, eu fiind umblat și printr-o facultate de teatru, dar puțin timp, că m-am răzgândit repede, dar cunoscând, adică, uite, sunt prieten bun cu Marius Manole, adică, până la urmă, omul chiar mi se pare etalon de performanță în teatru. E un actor magnific. Aud oameni care vin și îmi spun, bă, am lucrat cu regizori, cu actori, și vin și spun, bă, Bendeac, cel mai mare actor român. Și de obicei îmi spune asta niște gagicuțe de astea leșinate, știi, care l-au văzut pe la umor cum plimbă limba în gură la niște fete și se pare că e ceva, bă, gata, e cel mai mare actor român ever. Zic, băi, băiatule, tu ai fost vreodată la Teatrul Metropolis? Vreodată să vezi ce piese joacă aia acolo? Da, nu pot să, nu cred că există vreun cel mai mare actor român. E evident că e unul din cei mai buni. E categoric, categoric, dar nu cred că există judecata aia care poate spune, băi, e cel mai bun. Mulți oameni emană judecata asta referitoare la, neapărat la Bendeac, cunoscând doar omul respectiv. Adică... Exact, exact. Eu pe el îl știu din domeniu. Da, da, sunt foarte mulți, adică trebuie să descoperi domeniul respectiv. Dar el având vizibilitatea asta pe TV, îți dai seama că e un avantaj mare. Dar sunt niște actori deosebiți, mulți, mulți. Uite și fostul lui coleg de la Împui Mii, Gabi Costin, un actor fantastic. Am lucrat cu el la un Revelion, la Canal D, da. Fantastic, extraordinar. Și m-a învățat niște lucruri, adică poți să înveți niște lucruri extraordinare de la... Și Pavlu, nu mai zic, Pavlu a rupt la umbre la... Pavlu, mai... Jita, da, da, senzațional. Sunt mulți din gașca aia, foarte buni. Dacă revezi că și ei, cu toții cunoaștem de acolo. Da. Adică ăla a fost punctul lor de început în... Da, da, toți actorii care au avut și niște apariții pe TV au avut avantaje. Dar sunt și actori care nu apar pe TV și fac doar teatru. Fantastici. Sau care fac film, dar filmul, na, film, industria de film în România, din punctul meu de vedere, e la pământ. Faptul că iese câte un colectiv, faptul că apare, alea sunt excepții. Dar nu poți să le transformi în reguli sub nicio formă, pentru că nu... N-ai bani. Adică n-ai bani, în principiu în România e și vorba de bani. Și nici are de selecție n-ai. Hai să fim serioși. Adică nu, frate, suntem câți vorbitori de limbă română de toți? Nici 30 de milioane, cu tot cu basarabeni și cu tot cu etnici, pe la sârbi, prin Banatul Sârbesc, prin Cadrilater și așa mai departe, Bucovina, partea de Bucovel. Cât o-mi fi? Hai, zi 30 de milioane, nu suntem 30 de milioane. Te adresezi publicului și filmele nominalizate și la Ursul de Aur și la Veneția, nu știu ce, Leul, parcă de aur. De multe ori vezi că povestea românilor prinde foarte tare. E o poveste, de exemplu, dramatică, cu călugărițe, da. Și nu s-ar fi gândit niciodată un american la o asemenea poveste. Care pare exista, horror, știi? Da. Pentru ei pare ceva horror, așa e. Da, cu călugărițe de la Tanacu. Păi nu s-ar fi gândit, doamne, există așa ceva. Și s-a întâmplat pe bune. Adică la noi se întâmplă pe bune niște evenimente. Și trebuie profitat de ele și în industria filmului. Pentru că avem evenimente reale și s-a făcut, s-a profitat. Doar că dacă ar fi colectiv cea mai mare tragedie recentă. Da, a fost ceva crunt. Iată, are două nominalizări la Oscar în momentul de față. Și e, uite, chiar mă uitam zilele trecute și apreciam performanța filmului colectiv. Sper să se transmită un mesaj prin filmul ăsta și prin nominalizările la Oscar, mai ales către autoritățile noastre. Adică, păi... Tu crezi că o să le înțeleagă? Adică înțeleg, tu câte mesaje n-ai transmis și au fost mult mai mainstream decât filmul colectiv. Adică bala, pariu că nu există un milion de români care să fi văzut filmul colectiv la momentul actual, iar sketch-uri de ale tale au fost văzute de milioane și milioane de români, care ai făcut un mișto foarte mișto, un mișto foarte mișto,
Vezi? Adică ai făcut o chestie faină și cu substrat și cu umor și cu inteligentă, în sensul în care tu chiar le-ai depistat oamenilor lor a hâcurile, știi? Pentru că le-ai pus într-o evidență, într-o lumină din care oamenii ar fi putut să-și dea seama sau nu. Nu mi se pare că, adică cred că ai contribuit, dar nu cred că ai deschis ochii oamenilor care oricum ei trebuie să aibă închiși, că așa sunt programați din toată chestia și nici nu vor să-i deschidă. Da, aici e trist pentru că și educația îi formează așa pe oameni de multe ori, dar pentru cine are ochi să vadă, sunt utile astfel de mesaje. În schimb, da, de la educație mi se pare că pleacă multe, multe, multe din problemele țării noastre. Uite, nu mai avem apetența spre citit. E crunt, chiar acum mă uitam la un articol, am făcut și niște story-uri, că românii citesc mai puțin de o carte pe an. Cei care citesc, și 30% dintre români, 33%, n-au citit o carte în viața lor. Ori ei nu au niciun fel de reper în a înțelege ceva, ironie. Ironia este, na, că se zice că e apanajul oamenilor inteligenți. Dar tu nu mai poți face o ironie. Cu mulți oameni ai văzut că nu înțeleg. Sunt la modul, o iau de bun. Devin agresiv, da? Da, devin agresiv. Ce vrei să spui? Păi glumeam. Uite cum am făcut eu. Eu am făcut un clip în perioada COVID, în perioada aia foarte cruntă, despre masoni, dar la cateringă. La modul, am glumit. Era totul o aluzie. Și oamenii au luat-o de bună, au postat-o pe Facebook, am făcut niște story-uri, pur și simplu, și am zis care sunt tarifele pentru vedete ca să transmită că au COVID. Și am zis la modul niște prețuri la mișto și la final am zis că și nu uitați că pământul e plat, adică am zis băi să dau și ceva care să confirme faptul că e glumă, da, da, da. Deci oamenii postaseră pe niște grupuri de conspiraționiști, clipul respectiv, și ziceau liderul nostru, să-l urmăm, în sfârșit cineva recunoaște din sfera asta că se iau bani pentru COVID. Și m-a surprins faptul că unii oameni inteligenți au crezut-o. Dar bine, și apetența românului către conspirație, și nu e numai a românului, că e peste tot în lume. Eu am urmărit, să știi, fenomenul pandemiei, fiind un om leneș, în alea două luni de zile, nedorind să fac nimic altceva, adică dorind să vegetez, pentru că m-am gândit că na, cât poate să dureze și oricum n-ai ce să faci ceva mai productiv, adică de ce dracu ai face niște clipuri cum face Ionuț Rusu sau Mircea Bravo? Nu mai bine vegetez cu măciucă, joci FIFA toată ziua și bei noaptea? O, FIFA e utilă. Mereu a fost utilă și eu am. Până la un punct. Până la un punct. După adică 95-lea meci, da, deja devine... Deja e o amenințare. Și mă tot uitam în perioada aia la ce se întâmpla prin Europa, știi? Protestele n-au început aici, adică în Germania, în Anglia, în Statele Unite au fost proteste mult mai de amploare decât în România cu privire la toată situația asta. Oamenii nici nu știau pentru ce protestează, unii protestau împotriva virusului, știi? Da, da, era spiritul de turmă, după asta se ghidau. Și atunci îți dai seama că n-ai cum să nu te gândești, zic, bă, există o apetență către conspirații și inclusiv a unor oameni care sunt oarecum inteligenți, pentru că știi ce mi-am dat seama în decursul timpului, ziceai că 33% dintre români au citit o carte în viața lor, dar eu cred că sunt mult mai mulți oameni care citesc, dar degeaba, pentru că nu înțeleg ce citesc, adică e analfabetismul ăla funcțional, da. Dar nu, adică ei ar înțelege ce le spui, știi, dacă le spui lucruri simple, dar în momentul în care citesc, în momentul în care primesc o informație, nu digere, ca și cum aș lua acum zmeura asta și aș înghiți-o pur și simplu. Exact, exact. Dar, din nou, mi se pare că are o parte din vină și ce se consumă în zona asta de media. Pentru că... E o mare parte din vină. Adică... Da, urmărind, dacă te uiți la vedetele de acum 20 de ani, aveau un discurs toate. Adică nu prea vedeai o vedetă care să aibă un limbaj din ăsta nearticulat. În schimb, acum, eu cred că peste 50% nu poți să susțină un discurs. Adică ei nu poți să-ți ducă o idee de la început la capăt. Pentru că, na, vezi și tu, se pune accentul pe aspect foarte tare, pe șmechereală, pe valoare și pe tot... Pseudo, care valoare? Pseudo-valoare, mă. Da, pe valoare. Valoarea aia. Și... Na, ce să înțeleagă și oamenii și copiii care își creează niște idoli din anumiți oameni care n-ar merita să fie neapărat în postura respectivă, după părerea mea. Da, uite, spuneai de educație, că educația e foarte importantă. În Gheorgheni, e un orășel micuț, era cochet înainte să-l spargă ăștia în centru total, adică să fie tranșee de al 1917, cred că acolo s-a filmat 1917. Să știi că acolo ai ocazia acum să faci. Au scos aia în After Effects clădirile, că tranșeele sunt exact alea din film. Poți faci cimitir pe șoseaua din așa, sunt găuri pentru morminte. Fix în centru, știi?
fix în centru, da. Mi se pare absolut senzațional. Totuși, Gheorgheni, un oraș cu ochi, dar micuț. Tu de unde ai beneficiat de educația asta care să-ți confere și inspirație și care să te facă să și crezi? Lasă că asta, până să ajungi la The Secret și la rahaturi de astea cliseice oarecum, că nu alea te-au ajutat pe tine, asta e clar. Poate te-au ajutat într-o măsură mică. Cum ai ajuns în punctele alea? Adică de unde ți-a venit chestia asta? De la familie? Ai fost autodidact? Ai avut noroc la un moment dat să descoperi niște lucruri? Ai fost curios? Clar ai fost. Dar cum s-a întâmplat chestia asta? Păi cred că și pasiunea mea pentru domeniul ăsta m-a ajutat. Pentru care cumva, pentru domeniul artistic. Adică mereu am fost înclinat spre zona asta. Dar nu neapărat. Eu am avut mereu o frică de a nu greși. O teamă de eșec. O teamă de a nu mă face de râs în societate. Asta cred că e genetică, nu știu dacă... Cred că e și din cauza părinților. Observ foarte multe lucruri în comun. Ești fiul de polițist, eu sunt fiul de polițist. Da, trebuie să ai o anumită prestanță, da. Trebuie să, uh-huh. Să nu apare așa ca ultim. Faci de râs. Exact, exact. Într-adevăr pleacă și din familie. Uite că de multe ori se zice că n-ai cum să controlezi copiii cu ce consumă, cu ce... Pentru că e și moda asta. Eu zic că dacă mai mulți părinți s-ar pune de acord, sau nu știu dacă s-ar pune de acord, dacă ar ști că un anumit conținut e nociv pentru copil, anumită muzică nu-i de ascultat neapărat, ar putea să le și inducă niște valori. Nu neapărat să-l pui să asculte Romica Puceanu, dar na, până la urmă ascultă ceva cu substrat sau urmărește ceva cu substrat. Eu ascult acum Scorpions și mi-am dat seama de chestia asta pentru faptul că în 2007-2008, când începusem să conștientizez, adică n-am primit Scorpions de la 4 ani. Știi? La 4 ani eram cu Jimmy, iubești fetițele în bikini. Ce era atunci? Dar când a început creierul să conștientizeze puțin, maica mea, taică mi-au injectat în mine Iron Maiden, Scorpions, de astea pe care ei oricum le consumau. Bun, da, mai consumau și altceva. Ai avut noroc să ai parte de astfel de familie. Dar de multe ori pleacă și de la tine, nu neapărat de la familie. Că na, vezi... Tu poți să descoperi și singur la un moment dat. Da, știi? Poți să descoperi și... Mai ales în era asta informație. Corect, totul ține de multe ori de tine, de felul în care ești tu structurat, de ce îți dorești să faci pe mai departe, de ambiția ta. Mulți copii n-au ambiția anume. Dacă întrebi copiii în ziua de azi ce vrei să fii, nu știu, sau influencer. Ceea ce e greșită, oameni, țara asta și omenirea are nevoie de doctori. Doctorii, eu dacă aș fi avut talent în medicină, în biologie, dacă m-ar fi pasionat, m-aș fi îndreptat spre asta. Mi se pare o meserie extraordinară. Dar cum ți-ai dat seama, de exemplu, de chestia asta, că ai talent la imitat? De exemplu, asta cum ai găsit? Eu țin minte că eram în 2005. La începutul 2005, înainte să joace Steaua cu Valencia, anul ăla foarte bun, țin minte că erau Gigi Becali la televizor peste tot și la un moment dat eu mă uitam, devenisem fan Steaua în urma meciului cu Valencia, evident, și m-a întrebat odată taică-mi sau bunic-mi, zic, bă, ce a zis Becali la televizor? Și eu încercând să explic, făceam ca Scooby-Doo și l-am imitat și atunci am dat seama, zic, bă, ce s-a stârnit ceva în mine, știi? Am fost ca un supererou de la care s-a activat superputerea. Și zic, chiar să mai fac. Și după aia am început să fac de tot soiul. Mi-am dat seama că împrumut involuntar, adică dacă stau acum 3 ore la discuții cu tine și mă uit la tine în continuu, încep să vorbesc ca Ionuț Rusu. Da, de prin ticuri, fac așa cu ochii, mă uit în stânga, în dreapta, adică sunt lucruri care involuntar le captez. Dar cum ți-ai dat seama de chestia asta? Mi se pare fascinantă. Adică e un talent pe care l-au puțini oameni. Adică puțin ajung să-l aibă la nivel sus și să-l înțeleagă că l-au. La mine, uite, a început că de regulă e mult mai ușor să imiți oameni care imită pe altcineva. Și la mine așa a început. E mult mai greu să imiți prima dată un anumit personaj decât să te iei după cineva. Și eu l-am descoperit la Mondeni, când apăruse Mondeni, tot așa prin 2005-2006, a apăruse show-ul ăsta, taică-mi mi-a zis de el, eu nu-i dădusem șanse. Bine, având 14 ani, îți dai seama că nu eram 13 ani. Și am văzut atunci, primul personaj pe care l-am imitat a fost Emery Kenney. L-am văzut pe Dragoș Stoica făcându-l pe Emery Kenney și mi-a părut foarte ușor de făcut. M-am dus la e-mail să le spun, da, 86, nu știu, și îl făceam după el. Îl imitam după el și m-am dus la e-mail în cameră. Eu învățam pentru teză la română. Țin minte și acum momentul ăsta, e incredibil. Învățam pentru teză la română și m-am dus la ei în cameră repede, am lăsat toate cărțile, tot, uite ce știu eu să fac. Acum nu mai pot să fac asta. Adică nu mai vine să fac asta cu părinții. Uite ce știu să fac. Am așa o oarecare pudoare.
Da, asta, de exemplu, personaje noi, cum ai descoperit? Pe doamna Arifai, că uite, tot e colegă cu mine și tot am vorbit despre ea mai devreme. Cum ți-a venit ideea să o imiți? Că și eu mă uitam fascinat la emisiune, că mi-mi plăcea emisiunea. Și mie. Dar nu mi-a venit vreo secundă să o imit pe doamna Arifai. Adică mi-a strânit ideea asta abia când te-am văzut pe tine imitându-o. Da, de multe ori și eu mai pățesc asta când văd la colegi. Uite, George mai face și văd la ei. Ah! Mamă, da. Era acolo. Dar eu m-am uitat la emisiune din nu neapărat din întâmplare. Mi-a zis prietena mea că uite, eu emisiune, tot îmi zicea, eu sunam, ce faci? Mă uit la 40 de întrebări. Ce, mă, a, deci nu stați împreună. Nu stați împreună. Cu Denis Rivai? Nu, mă, cu prietena ta. A, nu locuim împreună. Și zice, mă uit la 40 de întrebări. Zic, dar ce e asta? Ce e? Uite, acum e Prigoană, acum e Teo, e nu știu ce. Dar ce-o fie emisiunea asta? Și am început să mă uit și eu, că zic că e foarte interesant, că zice, și văzusem și pe Facebook aia cu Prigoană, cu prietenii, știi, că era foarte virală. Da, prietenii sunt puțini și... Și după aia m-am uitat și zic, bă, ce-ar fi? Ce-ar fi că merge emisiunea asta atât de bine? Ce-ar fi să o parodiez pe Rifai? Și apoi a început studiul. Pentru că la fel, sunt două personaje pe care le-am studiat intens, și anume Budeanu și Rifai. Deci astea două sunt personajele pe care le-am studiat cel mai mult în viața mea. Și m-am uitat la toate emisiunile cap-coadă. Mă uit când mănânc, adică nu mă uit neapărat îmi propun asta. O fac. Și încep să exersez așa deodată în timp ce te uiți? Exersez, de multe ori exersez la duș. Când mă duc la duș, încep să fac. Și închid ochii și încep să mă pun în pielea personajului respectiv, adică simt că arăt ca el. Asta e primul pas. Simt că arăt ca ea. Eu sunt în interiorul ei și arăt, am fața ei, tot. Adică nasul ei, ochii ei, tot, bretonul ei, și vine mult mai ușor. Banii ei, e greu să-ți imaginezi că ei. Hai, Doamne, e greu să simți. Și atunci vine mult mai ușor, dar e greu, adică a fost, la Budeanu a fost cel mai greu, a durat o lună până am reușit să-i prind cât de cât. Și la Rifai, la Denis Rifai a fost tot așa, vreo 2-3 săptămâni. Și ai și exclusivitate pe astea, adică mie mi se pare că oricine ar veni din spate, nu mai, gata, s-a terminat. Măi, asta e când imiți un personaj deja, că ziceai tu că treci la un moment dat la nivelul în care inventezi tu personaje sau descoperi. Deja când imiți un personaj consacrat, pe lângă faptul că e mult mai ușor, nu e neapărat ceva original, pentru că și eu făceam asta la început. Făceam personajele lui Bendeac și a lui Dragostoica. Pe asta le făceam. Adică... Nici nu mai țin minte. Tu ai rupt oricum cu Unguru, n-ai rupt cu niciun alt personaj. A, da, Unguru a fost primul... Dar avea imitații de astea. Aveai Iohannis, pe care îl mai imitau oamenii, dar îl imitau prost, că există și mulți care imită foarte prost. Din punctul meu de vedere, și trebuie să vorbim și despre asta. Nu fără nume, dar vorbim. Da, există. Dar de asta am evitat în ultima perioadă să merg pe anumite personaje imitate deja. Bine, acum făcând abstracție, mai e câte un Vadim, câte un care e un personaj clasic și trebuie făcut. Dar, din nou, eu Vadim îl asociez lui Dragoș Stoica. El a fost primul care l-a făcut. Și l-a făcut foarte bine. De acolo am preluat. La asta și cu Becali mie. Becali mi s-a părut desăvârșit de către el. Adică ce a urmat Angel Popescu sau Bendeac n-au fost la nivelul ăla. Da, el a inventat multe, multe personaje. Și, nu mai știu, Dinescu îl făcuse, Sorin Ovidiu Bălan îl făcuse foarte bine. De la început așa mergeam și eu pe personaje din astea, dar după aia am zis, hai să găsesc eu, hai să fiu original, hai să trec la următorul nivel, că ca oamenii să fie uimiți, să zică, wow, e prima dată când văd. Eu așa l-am descoperit pe Super, de exemplu. Era perioada în care tu scoteai personaje pe bandă rulantă, eu eram încă în anonimat, adică eu căzusem de la momentul în care ajunsesem amândoi la emisiune aici, eu ajunsesem pe Steroizi Cristina. Adică tu, într-adevăr, obsesie pe muncă, pe ai umor, pe astea. Eu m-am mulțumit cu o chestie de moment. Cristina mă descoperise, m-a adusese aici la București și n-am știut să profit. Eram și tânăr, copil, nu știam ce cu viața mea. N-am știut să profit de momentul ăla. Întors la Iași, toată lumea zicea, zic, bă, de ce nu-l limiți pe ăsta, că uite, e viral. Da, el a fost personajul care... Și am zis că nu pot să râd de el, că uite, că are un handicap, că nu cred că e ok. După care am văzut că omul devenea din ce în ce mai notoriu. Și într-o seară pur și simplu ningea, țin minte că eram foarte supărat că dusese mâța la operație și trebuia să-i găsească un ham. Ningea foarte tare la Iași, n-am găsit hamul respectiv, m-am dus la crâșmă și fumam o țigară afară. Momentul în care m-am uitat la zăpadă și am zis, e super, frate. Pur și simplu, deodată mi-a venit, pentru că eu mă uitam atât de des la ăla, încât mi-a rămas impregnat în cap. Am făcut story-ul ăla și de atunci s-a schimbat totul. Viața mea s-a schimbat din momentul ăla realmente, din noaptea aia. Adică au curs mesaje de astea, după care îți dai seama că a fost
curajul de care aveam nevoie ca să descoper alte personaje și l-am băgat pe Dorian Popa și altele care în perioada aia nu erau imitate de către nimeni, știi? Aia e, când descoperi elementul ăla de premieră, e foarte... Adică te duce mult mai sus decât atunci când... Și chiar dacă faci un personaj foarte bine pe care l-a făcut cineva, oricum cu el o să fie asociat. Dar mi-a pierit pofta, știi? Da, pe parcurs mai ai perioade. Și eu am avut perioade în care nu mai făceam personaje neapărat și doar sketch-uri. Dar când descoperi ceva așa care te stimulează, care îți aprinde ceva, o flacără în tine, de exemplu la mine, Denis, mi se pare că când o fac, am o satisfacție extraordinară. Și mai sunt, mai am, da. Și mai am acum niște planuri cu niște personaje, dar sper să mai apară, asta e ideea. Sper nici nu prea mai apar, adică Măciucă, vezi, tot spune chestia asta, de când s-a apucat de studiat piața, de când lucrăm noi împreună și așa, vine la mine și mi-a zis, bă, nici nu prea mai apar personaje, pe toate le faci Ionuț Rus. Da, nu, că mai sunt. Uite, acum, apropo de personaje, George a descoperit asta cu Survivor-ul pe care o face... O face bine, adică... Da, dar e sezonieră, știi? Asta dispare. În afară de Jador, care Jador va fi. Te-am auzit pe tine la radio imitându-l odată și mi se pare că l-imiți mai bine. Da, îl fac și eu la radio, dar acum depinde, e subiectivă treaba, îți dai seama. Depinde pe cine... El e mai expresiv pe... Mimică. Video, da, pe mimică. El întotdeauna a fost. Pe tine te-a ajutat și vocea foarte tare. Eu m-am dus mereu mai pe voce. Adică sunt anumite... nișe pe care activăm amândoi. Dar e un personaj Jador, e un personaj care o să fie mereu, o să aibă moaște Jador. Jador o să fie... Eu cred că e următorul Smiley din punctul meu de vedere, dacă vreți să mă întrebe. Adică rupe și are un fanbase care crește și crește și crește, plus că el devine agreat de către toată lumea. A pornit de pe o nișă, dar devine agreat de către toată lumea pentru că e simpatic, e românaș, e neaoș. E... Da, are și povestea. În momentul în care ai și o poveste în spate din asta, când ai plecat de super jos, altfel altfel te apreciază lumea. De regulă când pleci de sus e, hai mă, lasă-mă, că a fost ușor. Dar el plecând din postura... Dar nimeni nu mai pleacă de sus. Tu nu vezi că toți când îi întreabă de unde ai plecat, își găsesc o poveste de a pleca de jos? De multe ori mă gândeam și eu, zic, băi, trebuie să fac ceva cu tomberoane, cu un alt, ca să fie mai impresionant. Trebuie să mai schimb cumva. Adică asta că tai, că tu era polițist și conducea și tir și așa, și te zic că ea, Ionuț, nu mai a stat degeaba la 21 de ani, condu tirul, cu asta poți să empatizezi eu, știi? Da. Dar oamenii de rând nu știu cât o să empatizeze cu asta. Păi nu, că e, uite, de asta de fiecare dată n-am zis că am fost sărăntoc sau sărăntoc. N-am fost la modul ăla de n-avea ce mânca. Sunt oameni care n-aveau ce mânca și au ajuns în niște poziții superioare multor oameni. Dar eu chiar am avut noroc și niște părinți extraordinari, niciodată nu mi-a lipsit nimic, adică nu nimic. Nu-mi permiteam niște lucruri, să-i celul un telefon. Eu am avut primul smartphone la 21 de ani, 22, când deja erau apărute. Dar nici nu îndrăzneam să le cer, chiar dacă știam că poate își permit să fac un efort, dar nu îndrăzneam să le cer. În schimb, mă rog, mâncare, habar nu, dacă îmi doream ceva dulce, n-am avut probleme de genul ăsta când eram mic, să, a, nu. Nu, avem această napolitană și o vom mânca 2 ani. Cred că și înțelegeai dacă... Da, înțelegeam, empatizam cu ei, adică și mereu mi-am dorit să fiu eu independent, să-mi câștig eu traiul, să-mi creez eu o situație. Nu să mă bazez pe ei și nici să nu profit de banii lor neapărat. Și când era o excursie mai scumpă, știu că își permiteau, adică poate își permiteau, că nu eram săraci, n-am fost săraci niciodată, n-am zis asta că am fost săraci. Dar nu le ceream, mă simțeam eu prost să cer, din moment ce nu era produs de mine. Știi ce cred că ai avut tu mult în plus față de mine, la poate și din perspectiva vârstei, că am tot stat și am analizat chestia asta de multe ori. Adică am momente în care, ți-am zis, pentru mine concurența asta e reală, o gândesc, diferența dintre mine și Mircea Bravo e mare, pentru că oricum e și diferența de vârstă mare. Dar mă tot gândeam, adică tu fiind exact pe nișa asta și după asta s-a și întâmplat cu radio, să te întreb și chestia asta imediat după, care a fost identic la câteva luni distanță. Tu ai început în ianuarie, eu am început în martie, am fost chemat la Pro FM, deci la 2 luni distanță s-a întâmplat chestia asta. Și bă, mă gândeam, bă, de ce, de exemplu, omul ăsta reușește niște lucruri pe care eu, practic, parcă nu mai pot să le mai reușesc. Nu mai am... Și mi-am dat seama că tu ai mult mai mult bun simț, în primul și în primul rând. Și ești un om mai modest, dar nu ai o modestie de aia de prost, știi, de capul plecat.
pe care nu-l taie sabia. Am modestie de aia care zic, bă, lasă să fac, să demonstrez faptic. Eu cu gura, cu astea, gura liv, ca un smart 2 de ăsta care se duce la bătaie, el e primul, dar se bat alții pentru el, știi? Și atunci mi-am dat seama, zic, bă, trebuie să schimb ceva. Neapărat trebuie să schimb din toate lucrurile astea. Eu le apreciez teribil acum la tine, la început, ți-am zis, te uram din suflet. Adică aia era faptul că tu te-ai născut, că ai apărut, era blestemul vieții mele. Luna mai 92. Mai? Blestem luna mai 92. Ah. Și după aia mi-am dat seama, bă, cât e de benefică treaba asta. De asta cred că te-a ajutat mult în comparație cu și cu alții, nu numai cu mine, cred că cu foarte multă altă lume. Pentru că cred că sunt foarte mulți oameni talentați care nu fac nimic pentru că au alte probleme. De multe ori talentul pe oamenii talentați îi împiedică ambiția. Oamenii talentați tind să se lase pe tânjeală, să se bazeze pe talent. Și eu am pățit asta, nu zic acum că voi fi un mega talent, dar am pățit asta de multe ori. Să mă plafonez, să fiu, a, bine, hai că am făcut destule pentru luna asta. Dar după aia mereu mă gândesc la viitor. Ce va fi în viitor? Am avut-o eu pe asta tare, dar abia acum realizez că am avut-o. A fost momentul în care am ajuns cu moldovenii pe TV. Pentru că aia a fost marele meu pariu. Deci Bendeac îi umilise pe colegii mei, îi umilise, nu știu, a spus niște lucruri oarecum adevărate despre conținut și așa, dar într-un mod de ăsta foarte agresiv, ei fiind chemați în emisiunea respectivă de multe ori până ajunge să accepte. Și atunci pentru mine a fost un pariu. Am zis că da, bun, ia să mă duc eu cu ăștia și să cresc, că am văzut potențialul. M-am întâlnit cu oamenii, ei mă mai ofertaseră înainte, zic hai să vii cu noi să faci, ofertaseră. Mi-au propus să facem sketch-uri, că ofertă implică bani. Și atunci, vorbind cu Petronel și așa, bă, mi-am dat seama, la fel, am ajuns să apreciez, bă, cât de mult muncește omul ăla și cât de mult își dorește să facă lucruri. La fel le-am văzut pe ceilalți colegi muncind, având alte joburi, făcând lucruri în tot timpul ăla și m-a ambiționat foarte tare și am zis că, bun, hai să facem treabă împreună. Am început în aprilie 2017, la 200.000 de abonați aveau băieții. În 2018 se ajunsese la aproape 1.000.000 spre finalul anului. Dacă nu era sosul cu 5 Gang-ul, stăteam tot Crăciunul pe locul întâi în training cu magia Crăciunului. Și după aia, pac, a venit Canal Deo. Când s-a întâmplat chestia aia, bă, pentru mine a fost o încununare a unui vis. Am ajuns la televizor, exact ceea ce îmi doream eu. Am ajuns la Turci, unde știam că e cel mai bine, pentru că îmi făcusem temele de acasă, că e cel mai bine de peste tot să fie aici. Moment în care... din punctul ăla m-am lăsat pe tânjeală, pentru că primarul ăla era personaj construit de mine, eu îl făcusem și atunci am zis, bă, ce mai îmi trebuie mie să mai fac imitații, de exemplu. După aia mi-am dat seama, zic, bă, de fapt era lenea care mă oprea să fac chestia asta. Tu cum îți găsești, de exemplu, cum ți-ai găsit de fiecare dată motivația să faci lucruri mai șmechere și mai multe și mai bune? Uite, asta când sunt perioade când pici, să zicem așa, în irelevanță și nevoia asta de atenție la toate persoanele care fac asta e destul de mare, indiferent cât ne păcălim noi, că nu e vorba. Cât ne căcăm pe noi, da. Da, ne căcăm pe noi, vorba aia. Că nu e vorba de asta, e pur și simplu, e o nevoie de atenție, că de asta o facem mulți dintre noi și din frustrări din copilărie, mă rog. Și atunci te găsești o forță din asta, habar n-am, o forță divină care planează asupra ta și faci lucruri mult mai interesante, adică găsești idei în orice, în momentul în care ești, în care ți-e cuțitul la os, exact ca atunci când ne-am înfometat. Când ne-am înfometat, cream mult mai mult și mai intens, mai, mi se părea că sunt mai, am o imaginație mai bogată față de momentele în care era un belșugat, să zicem așa, nu-mi lipsea nimic. Și în clipele respective, uite, așa am pățit și acum cu personajul ăsta nou. Adică eram într-o oarecare zonă în care, băi, ce mai fac? Unde mă duc? Vin alții din spate, o iau înainte. Dar vin alții din spate? Că asta e întrebarea. Îi simți că vin? Pe nișa asta de sketch, nu, din păcate. Eu nu simt, și aia mă doare cel mai tare. Adică mi se pare că activi ai rămas tu cu Mircea, George Tănase...
Da, și cam... trei chestii, atât, și s-a încheiat șmecheria. Da, atâția suntem. Bromania a trecut pe film. Bine, ceea ce e bine, că a făcut pasul... acolo e un upgrade. A făcut pasul următor și na, nu se mai poate preocupa de asta. Dar, în schimb, nu prea mai vin... Mulți și... care s-au apucat și au dispărut deodată. Da, da, da. Și zona asta de sketch mi se pare exploatabilă, dar vezi că aici trebuie cumva... E un element în plus față de vlog. Știu că vlogul e foarte greu de făcut. Știu că sunt multe elemente, cum ar fi cel de editare, abar n-am, de filmare până la urmă. Da, alea mi se pare că nu implică neapărat talent, ci pur și simplu niște cunoștințe pe care trebuie să le dobândești. Da, și o carismă. Ai nevoie și de carismă pe vlog. Da, nu implică neapărat scris, nu implică Nu mi se pare muncă de creație. Da, nu implică studiu, poate e creație pe alt plan. Dar aici, pe sketch, e ceva, ai nevoie de documentare, ai nevoie de un mesaj uneori, adică trebuie să transmiți și un mesaj. Și nu vine nimeni, adică nu văd un tânăr de 16, 17, 18 ani care să vrea asta, să-și dorească asta cu toată ființa lui. E și avantajos pentru noi, adică trebuie să recunoaștem că e și avantajos că rămânem pe piața aceea și concurența nu vine din spate, dar concurența, cum ziceam și adineauri, te ambiționează. Clar. Clar, plus că eu încă mai cred foarte tare că va veni vremea în care noi va trebui să ne reîntoarcem puternic pe TV cu genul ăsta de conținut. Da, categoric, adică eu zic că și în momentul ăsta ar merge genul ăsta de conținut. Lipsește cu desăvârșire, da, sketch show. Sketch show-ul, adică să fie sketch show. Nu serial, nu nimic, sketch show, pentru că oricum e mult mai... Invertis, Vacanța Mare, chiar și în puii mei, Mondenii, ar merge. Doar că nimeni nu face pasul ăsta, pentru că e foarte dificil să găsești și oameni, să găsești writeri, să găsești... Hai că mie mi se pare că e foarte greu de produs. Inclusiv televiziunea în ziua de azi e ori format, care formatul oarecum garantează puțin ideea de succes, știi? Când e Survivor, frate, te aștept să rupi în audiențe, pentru că e Survivor, e un rețetar aprins în atâtea țări, de ce dracu nu o prinde tocmai la tine în România dacă îl execuți așa cum trebuie, știi? Corect, și se merge și pe ideea de vedetă, de star. În momentul în care iei un star într-un reality, te aștept să meargă mai bine decât să iei pe cineva la început cu potențial. Că, uite, de exemplu, Mondenii, când a apărut, n-avea niciunul vreo imagine, nimeni. Nu, adică nici Dragoș Stoica, nici Bendeac, nici Zeță, nici Grămoșteanu, nu erau... Da, da, conceptul de show a fost într-atât de bine făcut încât a creat staruri. Da, da, păi așa trebuie, ca Saturday Night Live, că și ei au făcut, uite, genul ăsta de show. Mi-ar plăcea mie să existe în România Saturday Night Live. Și nici Late Night Show, adică nu mai ai. Plus că aia ce făcea Capatos era o glumă, nu era Late Night Show. Wow Biz nu era. Da, e mai mult un show din ăsta de, nu știu dacă se zic reality. Nu e un Late Night cum e Conan, cum are Jimmy Fallon. E destul de greu de făcut. Și prin prisma faptului că n-ai invitații în România. Adică la un show de genul ăsta nu prea poți să chemi orice soi de om. Și la un moment dat se termină lista de invitați. Într-adevăr că eu, de exemplu, mă uit și văd pe holuri acolo la Teo Show, văd aceiași oameni, adică e repetitiv. Da, da, da. Noi doi ne-am întâlnit de atâtea ori acolo. Da, și ceea ce înseamnă că dacă, băi, e o problemă, înseamnă că area de selecție, apropo de ce vorbeam mai devreme, e mic, foarte mică. E mică și mulți artiști nu sunt la fel de savurați de publicul comercial față de diverse personalități din astea, din mediul monden. Că mai degrabă te uiți la o, nu știu. Dar și televiziunile au încurajat asta. Din păcate, nu înțeleg de ce. Și vezi că și online-ul ajunge să nască tot astfel de pseudovedete. Dacă te uiți... Păi online-ul le naște acum. Adică online-ul este furnizorul și principal. Și televiziunea. Adică mai ai Puterea Dragostei, mai ai... aia, Insula Iubirii, Mireasă și Divorțată și toate alea și Văduvă și contează. Da, ei până la urmă merg pe principiul se vinde, adică se consumă. Și e și relativ mai simplu de făcut decât ceva ce implică... Dar ori asta e performanță pentru o carieră? Adică tu, ca om de televiziune, chiar și din spate, în momentul în care știi că, bun, am vândut, dar cu ce am vândut? Am vândut cu gonorea TV. E ok ce am făcut? Adică e bine? Depinde ce îți dorești... Eu de multe ori mă gândesc că vreau să las ceva în urmă. Dar anumiți oameni își doresc pur și simplu să trăiască bine cât sunt ei pe pământ. Și n-au niciun fel de repere în ideea asta de ce rămâne după ei. Adică n-au trăit degeaba pe pământ. Dar uite că majoritatea așa sunt. Să fac niște bănuți și până la urmă să ofer orice.
Tu ai avut, de exemplu, ești unul dintre puținii oameni pe care internetul i-a acaparat în mass media clasică. Pentru că mă uitam, de exemplu, la un titlu, recunosc, nici nu m-am uitat la podcastul ăla, n-am avut timp, efectiv, nu că m-am uitat, că sunt podcasturi foarte mișto la Micuțul, să nu se înțeleagă greșit chestia asta, dar am văzut un titlu, era la Micuțul, Cabral, două puncte, în televiziune nu vine nimeni din spate. Eu am impresia că nici nu vine nimeni din spate, dar că nici nu e lăsat vreunul talentat să intre din spate, știi? Dat fiind noile reguli. Totuși, iată, din online au ajuns pe media tradițională niște oameni. Tu ești primul care a făcut pasul ăsta dintre ei. Adică, nu, ba nu, ești al doilea. Primul a fost Mikey H. Pentru o perioadă de scurtă durată a avut show-ul ăla cu Bendeac. Na, ai comedie. După aia ai fost tu la Kiss FM, am ajuns eu la Pro FM, după aia am făcut pasul cu trei chestii către Canal D și cam acolo s-a încheiat. După aia nu au mai venit alții. Într-adevăr, au fost de scurtă durată pentru pentru Mikey H. Moldovenii nu e un produs day by day, nu se hrănește numai din asta, tot din online există cel mai puternic. Dar tu, iată, ești la Kiss FM în același loc de cât? 3 ani de zile. 3 ani și un pic, da. Cum ți-a venit propunerea asta? Bă, noi, ți-ai dorit să faci radio? Când erai, de exemplu, mic, îți imaginai chestia asta sau îți doreai să faci televiziune? Îmi doream televiziune, doar că avantajul a fost, eu ascultam foarte mult radio când eram mic, adică și culmea era chiar Kiss FM-ul, la noi doar ăsta mergea. Și asta m-a avantajat pentru că știam o grămadă de piese, știam, începusem să recunosc piesele după intro-uri. Și de multe ori intro-ul nu zice exact ce piesă e, adică are un mix făcut. Și am început să le recunosc. Și culmea, niciodată nu mi-am imaginat că o să ajung la radio, adică niciodată, dar ascultam foarte des în mașină, noi mergând des cu mașina, taică-meu fiind șofer, nu am fost niciodată adepții călătoriei cu trenul sau cu alte mijloace, cu Dacia, dar mergeam cu mașina. Și atunci m-a ajutat extrem de mult pentru că știam oarecum bazele din radio și cum se mănâncă radioul. Și oferta a venit pe neașteptate... Chiar datorită lui Andrei, colegul meu, pentru că noi ne cunoscusem înainte cu vreo 5 luni, 6 luni în împrejurări, nu știu, cred că la Global ne cunoscusem. Și atunci când Sergiu a decis să plece, Andrei mă propusese pe mine ca colega lui. Și ei m-au chemat înainte cu vreo 6 luni să dau probe pentru un alt program, dar eu nu știam că e de fapt o pregătire pentru matinal. Și am dat o probă pentru alt program. Pentru programul de 4-7. Tot drive time, dar după matinal. Versus Flick și Popescu, care exact. Zei acolo. Exact, da, acolo e foarte greu să te duelezi cu ei. Și mă dusesem, dădusem probele respective, nu primisem niciun feedback, nu știu din ce cauză, iar apoi mi-am continuat turneele mele. Aveam turnee de stand-up, mai filmam și am zis că, bă, na, n-o fi fost bine ceva. Iar apoi în decembrie a venit telefonul, asta se întâmpla în iunie-iulie, în decembrie a venit telefonul, uite, poți să fii până la radio că trebuie să zicem ceva urgent. Și am mers și mi-a zis, uite, avem propunerea asta, să fii la matinal. M-am speriat. Eram și onorat, dar m-am speriat. Zic, nu știu, n-am făcut în viața mea asta, adică e foarte complicat. Da, am simțit și eu atunci. Da, și mi-a zis, nu, că, na, e situația, e genul ăsta, Sergiu trebuie să plece, a decis el să plece. Ok. Am mers, cred că am făcut vreo două intervenții de test înainte, două, trei intervenții și am intrat după aia pe live. S-a simțit într-adevăr la început că nu eram în elementul meu neapărat și nu eram obișnuit, eram foarte timorat. Tu aveai frică de live, adică eu te-am văzut atunci la Răi da Buni. Eu intram cu un tupeu de ăla de borfaș ordinar, deși eu și eu eram căcat pe mine. Dar tu la tine se simțea, adică ți-mi minte că am pus mâna pe tine atunci și era tremura efectiv de emoții. Mă copleșea, eu nu mă copleșea zona asta de media, oriunde eram. Și la radio s-a simțit în primele 3-4 luni, nu eram tocmai în elementul meu, vorbeam doar când eram întrebat. Cu vedetele când mă întâlneam, simțeam un respect deosebit, adică parcă mă întâlneam efectiv cu, nu știu, aveam impresia că sunt cu Sfântul Ilie în platou. Avea așa o fascinație, nu? Te gândești, zic, uite unde am ajuns, bă. Doamne, Delia aici? Păi nu, n-am voie să vorbesc cu ea, doar dacă îmi zice Delia, spunem ceva. Și după aia m-am adaptat, nu complet, adică încă sunt într-un proces de dezvoltare. Dar îți place să faci radio? Foarte mult.
Chiar tu te trezești cu plăcere dimineața, nu cu plăcere, că și eu mă trezesc cu plăcere, că până la urmă mi-am realizat că muncesc 3 ore pe zi pentru niște bani mulți. Așa m-am automotivat eu, știi? După care mi-am dat seama că zic, bă, până la urmă e fun, că mă întâlnesc cu Orlando, mai râd, până și în ședințe, dacă mă cert, eu tot mă distrez. Pentru mine tot e un câștig în momentul ăla. Dar îți place ideea în sine de a face radio? Adică te vezi făcând mult timp de acum încolo radio? Aș zice că da. Chiar îmi place ideea de radio, dar mie îmi place o redefinire în sistem de podcast al radioului, pentru că lumea se dezvoltă, lumea nu mai e aceeași din anii 90-2000. Și îmi place libertatea asta de exprimare, să ne apropiem de oameni, să fie ca într-o discuție liberă, să fie funny, să avem voie să abordăm orice subiect, să nu mai fie acele limite de bun, în radio se face așa, în radio se face așa. Pentru că nici în televiziune nu mai funcționează. La voi și pe șablon tare, adică e militarie mare. Da, cred că peste tot e. Peste tot e la modul hai să facem radio style. Eu cred că la Zoo nu e așa. Da, cred că și de aia e și succesul ăla uriaș. Încă n-am avut discuții cu ei. Doar Popescu știu că vorbise cu mine la început și m-a susținut tare. Și eu tot cu el am vorbit, atât. Adică e singurul care e tangibil de acolo. Da, e un băiat extraordinar. Chiar un băiat de nota 10. Cum 10? Nota un 10. Suflet minunat și un profesionist desăvârșit. Un om de radio fantastic. Și adică cu cea mai mare experiență de acolo. Adică el făcea matinal când eu nu eram născut și tu aveai undeva la 2-3 ani la radio. Da. Deci e... Dar îmi povestea că a fost la contact la fostul Kiss, să zicem așa. Și aici învăța, adică eu las, uite, eu pot să recunosc că ascult pe intervalul ăla Popescu și Flick, pentru că ai ce învăța. Mi se par zei, efectiv. Și Flick, care e oarecum radiofonic vorbind, de creația lui Popescu, da. Flick având și el un talent extraordinar care se și pretează pe zona asta de radio foarte tare, precum imitațiile, de exemplu imitațiile tale cu vocea, tu având o voce foarte bună se pretează, un Gurbulan de altfel la fel se pretează pe FM, dar sunt alții care ei poate fi foarte ofertanți, dar în momentul în care le-ai luat fața, gata, s-a terminat. Exact. La radio vocea face totul. Și ce scos pe gură până la urmă urme? Adică dacă știi să... Prin vorbe să poți să duci și să fii emoția, alături de respectiv ascultător, pentru că a trecut perioada Cotele Dunării. Adică gata, am înțeles, oamenii vor o apropiere, vor ceva personal, vor să fii de-a lor. Asta își doresc când ascultă radio. Când de multe ori primim mesaje, băi, foarte mișto, Caterinca, simțim că sunteți în asentimentul nostru. Nu poți să dai doar o informație, că mulți își doresc, bun, radio este informație, gata, tac, tac, tac. Nu e așa. Hai să ne mai lungim, hai să... Uneori și pe voi vă bat la cap cu aia cu intervenții scurte? Da. Mamă, deci aia nu o suport. Și Popescu este cel care m-a încurajat întotdeauna. Zic, bă, nu există intervenție scurte, există doar intervenție proastă. Da, exact. Dar până la urmă, dacă simți că merită să meargă mai departe intervenția, trebuie să meargă. Și burțile, mai e asta cu burțile. Se practică, până la urmă e natural, ca într-un podcast. Așa e omul structurat, nu suntem roboți. Poate sunt multe momente în podcastul ăsta când oamenii au dat skip. Da, până la urmă, da, e ceva natural în toate podcasturile așa. Evident. Îți dorești ca omul să fie el însuși și nu să spui pur și simplu, că nu prezinți știri. La știri, da, într-adevăr, dacă ies cam spune, bun, în Dragomirești s-a întâmplat următoarea situație. Apropo de Dragomirești. Acolo înțeleg, că acolo îmi doresc informația și n-am mai succint să aștept. Da. Exact. Dar într-o emisiune de umor, într-o emisiune de voie bună, până la urmă poți să fii. Mai ales într-o emisiune live, adică, frate, e live. Da, e live, adică nu e... E live produs. Și ascultătorul e tot acolo cu tine și știe că tu ești live. Nu e nimica, nu e un premiu, o casetă. Așa, și acum care ar fi cea mai mare dorință ta? Adică, ca țel profesional, ce ți-ai dori, ce te-ar împlini cel mai tare? Păi ziceam adineauri de sketch show. Mi-ar plăcea foarte mult să fac un sketch show. Și așa pe viitor, filmul. Adică pe mine mă atrage mult zona asta de film. Mi-ar plăcea să joc într-un film. Nu neapărat să produc, jucat până acum? Să regizez. Nu. Am mai primit așa niște ofertuțe, dar nu eram neapărat în zona de confort. Dar mi-ar plăcea mult într-un film de comedie. Știu că la Sugio Ramona ai fost la casting, dacă nu mă înșel. Da, am fost... un prieten care a dat casting cu tine acolo. Am fost la casting, după care se decisese să se facă în engleză și îți dai seama că nu... Tu erai pentru maghiară. Da, exact. Eu eram pe limba maghiară perfect. Dacă decideau asta,
rupeam acolo. Da, era un film mișto în care aș fi vrut să apar, dar oricum a avut succes mai mare așa, adică a avut niște cifre formidabile. Dar mi-ar plăcea să fac un film de comedie. Genul ăla de film cum făceau Adam Sandler și prietenii lui. Asta lipsește în România. Genul BD. BD mi se pare că erau gașca aia. Erau gașca de băieți care făceau comedii. Poate la un moment dat o să se întâmple. Acum nu. Dar de ce crezi că nu se întâmplă? Crezi că nu ar fi cerere în piață sau că nu e motivație sau că nu sunt bani sau că... Păi în momentul ăsta e foarte sensibil subiectul pentru că nici publicul n-are acces la filme, adică cinematografele fiind închise. Da, dar are prin Netflix, adică până... Da, dar Netflix-ul, din ce știu eu, nu investesc la modul masiv pe producții românești. Nu, îi cumpără deja făcut. Da, aia e, deci tu trebuie deja să faci producția, ceea ce implică niște costuri. Da, așa ar fi niște variante când se deschid cinematografele să discuți cu oameni potenți, cu oameni cu influență în domeniu. Vârciu a făcut așa. Da, să le propui un proiect. Dar mai e de muncă până acolo. Adică simt că încă nu m-am documentat suficient, nu știu tehnici suficiente. Adică acum, eu în momentul ăsta sunt într-un punct de dezvoltare pe citit, pur și simplu. Vreau să citesc cât mai mult orice beletristică. Acum ce citești, de exemplu? Acum citesc Ana Karenina de Tolstoi, da. Are așa într-o zonă rusească, rusească, da, să fie pe profilul meu. Și am sunt la pagina 800 din 1200 și descoper, uite, când pierzi apetitul ăsta de a citi, parcă citești dintr-o obligație, trebuie să citești, că e bine. Dar odată ce te prinde povestea, parcă îți dorești să ajungi la final, e ca un film, ca un serial. Mm-hmm. Dar totuși la început e mai greu. Asta le zic și oamenilor care nu prea citesc sau care n-au timp să citească. În momentul în care o faci zilnic și găsești o carte care te captează, o să descoperi pofta. Știi că e regula aia celor 28 de zile. Dacă timp de 28 de zile întrebuințezi o acțiune, la un moment dat îți devine obicei. Da, ca la sală, ca la orice altceva. Și asta o fac oricum, o citesc de vreo lună și ceva, o lună jumate. Și parcă mereu abia aștept să ajung acasă să mai citesc niște pasaje, ceea ce nu mi s-a întâmplat de mult timp, adică nici mai țin minte de la ce carte. Și vreau să-mi creez un obicei din asta, o cutumă. Podcast-uri asculți? Da, mai ascult și podcast-uri. Nu mă refer să te uiți, să te și uiți. Adică să asculți în timp ce faci altceva. Da, mai ascult în timp ce conduc, obișnuiesc să ascult podcast-uri. Acum, uite, în momentul ăsta m-am axat foarte tare pe sketch-uri din state. Mă uit la ce am mai pierdut din Key & Peele, mă mai uit la SNL, că încerc să mă inspir în niște sketch-uri aici, pentru că simt că nivelul poate crește mult mai mult. Mie mi se pare că e mult underrated la momentul actual. Da, extrem de mult. Dar se pot face, adică americanii fac niște lucruri extraordinare, au și bugete. Dar se vede libertatea aia de care beneficiază. Au și niște tehnici actoricești foarte bune și de montaj. Adică se vede că au o industrie a sketch-ului lungă, de zeci de ani. Și acolo vreau... Da, și noi avem oarecum, că și înainte era industrie de sketch. Numai că am impresia că atât de mort ca acum n-a fost niciodată treaba asta. Adică treaba asta cu sketch-urile trăiește prin tine, prin Mircea Bravo. Repet, sper să nu supăr pe cineva, să nu fi uitat pe cineva. Dar mie mi se par patru canale mari și late. Trei oameni și un canal ca trei chestii care e grup. În rest, nu mi se pare că mai e nimeni care să facă așa ceva. Da, din păcate. Și nici nu se consumă așa cum era odinioară pe YouTube, de exemplu. Oamenii nici nu sunt încurajați să facă asta. Veniturile nu sunt atât de mari din YouTube. Suntem puțini care avem și campanii. Na, eu sunt printre norocoși care au campanii și atunci susțin sketch-urile prin campanii. Dar cineva care e la început, îți dai seama că nu mizează pe asta. Din moment ce și vlogul se consumă, eu vreau să-i atrag foarte tare și pe tineri, pe copii spre zona de sketch. Pentru că te dezvoltă, îți creează o altă imagine asupra lumii. Afli lucruri. Da, umorul, adică îți dezvoltă și simțul ăsta al umorului, ironia. Ar fi foarte mișto ca și copiii care consumă vlog în general să meargă și în direcția asta. Că eu mă uit la sormea, ea nu consumă sketch-uri, nici colegii nu consumă. La ce se uită?
se uită, vezi că ei n-au o direcție neapărată, se uită pur și simplu la vloggeri, dar n-au un motiv pentru care se uită. Eu întrebam de multe ori, de ce te uiți la vloggerul respectiv? Nu știu, pentru că e că se uită și alții sau pentru că e cool. N-aveau un răspuns, pentru că face asta, asta, asta. Să fie un răspuns. Da, bine, nici la sketch-uri nu știu dacă ar putea să găsească un copil neapărat răspunsul, știi? Trebuie să găsești oarecum să-l captivezi cu ceva. Dar pur și simplu pentru că e amuzant. Adică mă uit la un vlog pentru că face travel, mă uit la un vlog pentru că e beauty. Dar ei n-au o, ți-am zis, n-au o direcție. Ei pur și simplu mă uit pentru că e cool. Mă uit pentru că... Da, dar ce e cool? Că coolness-ul e dat de ceva. Nu, pentru că se uită și alții și e tare. Asta nu e explicație. Adică eu mă uitam la sketch-uri de Divertis pentru că erau amuzante, râdeam. Râdeam și mă regăseam în unele și, bine, eu și voiam să fac asta, adică eram mânat și de dorința asta. Dar eu mi-aș influența copiii să urmărească și niște producții de genul ăsta. Multă lume crede că, va crede, nu, acum nu crede, dar va crede în momentul în care se vor întâmpla niște lucruri, că noi știam ceva în momentul în care am filmat podcastul ăsta. Însă e doar o părere pe care eu o am la momentul ăsta și văd că tu o împărtășești într-o totul, cel puțin la nivelul nevoii de a se crea de o modă retro în ceea ce înseamnă comedia românească. Asta odată, adică e nevoie de un Divertis, e nevoie de Vacanța Mare acum și pe TV și pe YouTube și peste tot, pentru că se cere foarte tare, e limpede, conținut de divertisment ancorat în actualitate, dar totodată de o manieră tradițională, și cred că oarecum vine un timp în care vor conta și alte lucruri. Mie îmi dă multă speranță treaba asta cu podcasturile, de exemplu. Adică mă uit și văd, postase Măruță ieri la story, apropo, Măruță bubuind cu podcasturile, postase că uite, hai să vă dau toate podcasturile care sunt în trending la momentul actual. El fiind și un domn din punctul ăsta de vedere, promovând concurența care pe el probabil îl atacă foarte des, că a intrat extrem de puternic, și mă uitam la faptul că sunt vreo 4 podcasturi care sunt trending constant, dar nu de o săptămână, de vreo lună. Da, da, da. Ceea ce e clar că se schimbă puțin lucrurile, adică oarecum știi și banii ăștia a agențiilor, că vorbeai de contracte, de publicitate, de campanii, și banii aia încep să fie investiți nu numai după cifre, ci și după calitatea cifrelor. Adică mie, de exemplu, am văzut că au început advertiserii să-mi ceară analytics cu privire la calitatea publicului, ce vârstă are, ce nivel de educație, sex și așa mai departe. Deci cred că se curăță oarecum treaba asta. Cred că tot hype-ul ăsta a nimicului promovat la rang de artă a venit și din perspectiva faptului că era ceva nou, știi? Și nu știa lumea cum să o joace. Da, advertiserii mari, dar vezi că mai sunt companii micuțe care se duc strict pe oamenii cu cifre. Ai pleacă după o fentă din punctul meu de vedere, pentru că nu vând. Da, 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 și se duc, bun, ce cifre? Ai cifrele astea, bun, înseamnă că e... Dar contează și cine te promovează, că poate să te promoveze cineva cu 17 milioane de followeri, dar dacă imaginea lui e un pic șifonată, nu-i tocmai bine pentru un brand de prestigiu. Adică astea de prestigiu, într-adevăr, decantează foarte tare content creatorii cu care lucrează. Păi, mă uitam la Mihai Morar. Mihai Morar în ultimele 4 zile a avut 4 campanii publicitare diferite în 4 postări pe Instagram. Una era la Nike. Adică puțin, e o onoare, eu aș face și pe gratis reclamă la Nike, îți spun sincer. După aia una era la Tag Heuer. Uh-huh. Alta era la Generali și încă una la sellbook.ro, dacă nu mă înșel. Deci toate branduri tari, tată. Branduri pe care, premium, pe care eu, de exemplu, îmi doresc să am bani să le consum în mod regulat. Da, e că ei se adresează și unui public potent din punctul ăsta de vedere. Dar sunt multe branduri care nu se adresează neapărat publicului ăstuia elitist, să zicem. Că na. Vorbim de branduri, da, de masă. Adică Rolex nu o să facă niciodată cu un copil vlogger, pentru că având public de copii, ei nu o să-ți cumpere Rolex-ul. Da, chiar dacă doar dacă sunt copii de bani, gata, și își nenorocesc părinții la cap până le cumpără Rolex. Da, cât sunt? Din 100 de mii sunt 500 de copii de bani, gata.
nu rentează pentru ei să facă o campanie. Mult mai bine îi dai lui Tecău să-ți poarte un Rolex. Exact, care are, cu toate că e mai mic publicul, marja de public potent e mai mare decât în cifrele alea enorme. Ceea ce cred că foarte mulți viitori creatori de conținut ar trebui să înțeleagă cu privire la felul în care ei fac conținutul respectiv. Cui te adresezi? Cui te adresezi? E public de masă? E public nișat? Ai mai multe categorii. Mie, uite, la mine, de exemplu, e public de masă. Că eu nu am public neapărat nișat. E masă. Mai da, prind... dar masa aia fiind atât de mare, prinde foarte mulți oameni, știi? Da, da, prins din toate, din toate părțile. Ideea e să nu faci lucruri atât de controversate, să nu te duci în niște zone penibile, să zic eu. Cum probabil am mai căzut și eu. Dar obiectivul meu e să mă mențin cumva pe o linie... Depinde cum definim penibilul, știi? Adică... Da, îți dai seama că mai dai rateuri. O mai... să-ți citez aoleu când te văd, îmi vine să-ți dau un leu. Adică, bă, comparativ cu asta, nimic din ce ai putea face pe acest pământ n-ar fi. Dar uite, uite ce, nu știu, uite ce impact are un astfel de produs. Da, dar știi, mai cred și în chestia aia că ce val, cavalul trece. Și exact cum spuneam și în debut, cred că la un moment dat lucrurile se vor dovedi a fi așa. Și cred că se va întoarce paradigma în direcția asta. Iar apropo de sketch show și așa mai departe, eu cred că inevitabil în următorii 5 ani va exista pe TV, pentru că va fi una dintre șansele TV-ului de a supraviețui la nivel mare în următorul timp. Și cred că, nu știu, numai să fie patronul ăla de televiziune nebun să nu te implice în așa ceva, să nu-ți dea toți banii din lume ca să te convingă să fii acolo. Ei, mai e... Întotdeauna am fost de părere că mai e de lucru. Sunt profesioniști cu adevărat care au demonstrat, dar mai e, încă mai e de muncă. Adică nu știu dacă în momentul ăsta aș putea să fac un produs la calitatea aia la care se cere. Dar au fost în trecut niște produse, precum Divertis Vacanța Mare, care au confirmat... Și acolo trebuie să se ajungă și în momentul ăsta. Sper. Care crezi că a fost cel mai bun personaj al tău din toate timpurile? Adică de când te-ai apucat tu de treaba asta până acum? Păi, uite, chiar vorbeam adineauri în bucătărie. Mi se pare că Contra a fost un personaj foarte bun. Adică era un personaj... Foarte bine executat. Da. Era un personaj care se apropia și de realitate, dar mergea și într-o parodie amuzantă. Că de multe ori parodiezi un personaj și nu e foarte apropiat de realitate, ori îl imiți pur și simplu, dar nu e neapărat mega amuzant. Dar Contra întrunea ambele caracteristici. N-a fost atât de savurat de mase, dar oamenii care consumă asta și care sunt pasionați de comedie au fost impresionați, să zic așa, din feedback-ul pe care l-am primit. Contra cred că e un personaj care mi-a intrat la inimă și îl fac cu drag. Sunt personaje pe care le faci cu mare drag. Uite, să spunem că eu sunt acum, adică nu să spunem că eu sunt la început, că eu chiar sunt la început cu acest canal, dar să spunem că domnul Cosmin Contra ar vrea să transmită un mesaj oamenilor să se aboneze la canalul ăsta Radu Țibulcă și să urmărească Vinde o Poveste, cum se intitulează acest superb podcast. Cum ar împacheta domnul Contra? Cum să zic, că e foarte greu să mă exprim pe română, pentru că pe spaniolă mă descurc mai bine, dar vă invit să urmăriți acest podcast cu Radu Țibulcă. Țibulcă, Bulcă, Bulcă. Bulcă, da. Avem impresia că ai nume din ăsta mai obraznic. Toți dinamoviștii, toți cei care urmăresc fotbal și toți pasionații de podcast, nu? Sau cum îi zice? Invit să urmezi acest canal. E un canal unde mingea e rotundă. Un canal unde nu microfonul e cilindric. Microfonul este cilindric, vinul este lichid. Nu știu ce se va întâmpla. Le recomand cu mare încredere. E în tot podcasturi până la urmă. Și să intre în trending, nu? Să fie pe clasament mai sus decât Dinamo. Ceea ce nu e greu oricum. Dinamo este pe locul 15. Asta e. Ceva în direcția asta. Dacă eu m-aș duce, de exemplu, la doamna Rifa în emisiune, că eu mă întâlnesc cu ea zilnic, adică de luni până în vineri, am onoarea. Dar dacă, de exemplu, m-aș duce la ea în emisiune, ce crezi că m-ar întreba prima dată? Am impresia că doamna Rifa, nu știu de ce, am impresia că de fiecare dată când se întâlnește cu prietenii de o viață, cred că de mine sigur s-ar îndrăgosti, asta e clar.
Cred că ea se prezintă mereu, adică și cu familia. Cred că atunci când intră în casă. Bună seara, tată. Sunt Denis Rivai și... Da, știu. Și începe emisiunea Vizita acasă la părinți. Iată regulile. Îi voi adresa tatălui meu aproape 40 de întrebări, după care mama mea va răspunde la ele pentru el, pentru că tatăl meu a fost întotdeauna supus mamei mele. Adică e genul de personaj care mereu merge pe aia, pe rețeta clasică. Așa o văd pe ea. Și Dana Budeanu, crezi că m-ar considera un fătălău? Categoric. Cel mai mare fătălău cu vin roșu, da? Vin roșu și cu brânzică. Că mănâncă brânzică și strugurei cu brânzică. Bă, păi cine vreodată mănâncă strugurei, zmeură și brânzică? Ha? Ce-i asta? Ce-i asta? Ha? Păi ce-i mizeria asta? Deci, așa am găsit. E de la toate postcaturile. Am văzut și în celălalt trecut. E aceeași brânză, da? Că nu-ți permiți altă brânză. Ce? De unde e? Ai mult sau acum, nu? La dimineață. Asta poți. De ea mi-e frică rău. De doamna Budeanu mi-e frică. Ți-e frică de o întâlnire cu dânsa? Foarte. Eu știu, eu cred că ea te iubește foarte tare. Eu cred că nu. Ba da. Eu nu cred că ea. Eu cred că Dana Budeanu e un personaj, îți spun sincer. Cred că e un rol. Personaj. Eu cred că e rol. Adică cred că înainte să o imiți tu, cred că tu imiți o creație de a ei. Da, dar ți-am zis, pare genul dur și în viața de zi cu zi. Deși n-am auzit nimic. Cred că e foarte sufletist. Posibil, nu neg. Adică oamenii, de obicei oamenii care au masca asta, ea condamnă niște lucruri reale, adică bun, pe lângă derapajele ei politice și așa mai departe, pe care până la urmă le are mai orice om, ea mai abitir cu firea, dar în afară de asta, mie mi se pare că ea condamnă niște lucruri perfect reale, adică aia cu fătălăi, cu amețitele, cu mafioții. Mie mi-a pus odată o poză cu perna pe care mi-o pusesem eu în fața curului și în momentul în care mi-am văzut poza aia în verdict, bă, da, chiar am fost fătălău. Era challenge-ul respectiv. Da, și pe alu Andrei a pus-o la tot în rubrica respectivă. Am văzut și pe alu Sebi, parcă, Coțofană. Și pe nu, pe alu Coțofană nu. Pe alu Lino, pe alu Mario și pe alu Velea. Și pe alu Velea, da. Am văzut și eu. Da, într-adevăr, mă regăsesc și eu de multe ori în verdicturile ei. Și îmi place foarte mult când vorbește de zona asta de influență reală. Nu știu de ce, mă satisface pe mine. Pentru și pe mine, pentru că eu am muncit, frate, să ajung până aici. N-am făcut Nu m-am născut, pur și simplu. Sunt mulți oameni care s-au născut. Și m-am născut, sunt frumoasă sau sunt bogat și aia e. Că astea sunt trendurile. Mulți să spune frumoasă. Că ești hater când spui lucrurile astea, dar sunt, mi-asum, chiar mi-asum. Eu cred că ești normal, pur și simplu. În viziunea ta și a noastră, dar unii ar percepe-o fiind haterială. Dar, ți-am zis, nu... Eu nu rezonez cu astfel de modele. Nici eu nu rezonez de nicio culoare și chiar aș lupta, nu să dispară sub nicio formă, dar aș lupta ca oamenii să aibă alternativă. Că e important, știi? Să ai alternativă. Băi, boss, poți să te uiți la asta, dar uite că ai și asta. Că dacă îți dau acum numai Hochland, ai să zici că uite ce, acum nu am nimic împotrivă cu Hochland și eu mănânc Hochland, dar nu pot să compar niciodată cu Brie. Never sau cu Camembert. Și dacă îți dau numai Hochland, ai să spui că, zic, bă, că e cea mai bună brânză. Exact ca aia, cu Bendeac e cel mai bun actor, dar tu numai Bendeac îl cunoști dintre toți actorii. Da, trebuie să știi tot ce e pe piață în momentul respectiv. Dar eu, pe mine mă surprinde asta, că sunt foarte multe influențărițe care sunt urmărite pur și simplu din principiu că bărbații își imaginează niște lucruri. Dar păi trăim în epoca cum în adică care... Stai, nu, mai spun o dată, că ai spus-o foarte bine pe asta. Crede-mă, sunt foarte mulți bărbați. Acum nu știu dacă e un podcast foarte deschis la... Se uită foarte multe femei la mine pe Instagram, deci cred că tot pe alea le aduc și pe YouTube. E minunat. Deci multe influencerițe sunt urmărite pur și simplu din motivul de autosatisfacere. M-am bătat. Al bărbaților. E bine, înseamnă că a fost ok. Deci pe bune, și la asistentele. Deci crezi că aia se fac Benji. Da, nu, eu cunosc ad labam. Elemente de genul ăsta. Cunosc oameni care fac asta. La influențerițe? Da, la personalități de genul ăsta. Asistente TV. Tu știi pe Eva Lovia, adică e mai bună decât orice influențeriță. Exact, la asta mă refer. Mulți oameni n-au descoperit faptul că există pe Google, pur și simplu scrii producții, nu știu de care, și găsești. Adică n-ai nevoie de asta. Tu te uiți, practic, îți imaginezi o domnișoară
îmbrăcată sumar, cum ar fi ea dezbrăcată lângă tine. Dar tu ai producția cu o femeie pe bune, na. Și dacă mai investești în într-un de ăsta VR, ești tot. Ești efectiv bazat, nu mai ai nevoie nici de nevastă. Plus că mai e o chestie foarte tare în toată treaba asta. Tu gândește că eu când am ajuns în București, am ajuns în casa la Cristina Ih, care e, băi, deci nu știu cum să-ți spun, mi-am luat chiloți și o sete noi în momentul în care m-am mutat acolo. E nici nu-ți vine să, nu știu, frate, să te duci la toaletă. Nu, te duci, dar știi cum e, ca la început de relații. Deci dai drumul la toate, la baie, la duș, la trage apa, la tot, pornești un podcast, pe Dan Negru ceva, să urle, să se întâmple ceva în momentul ăla. Și îți dai seama că având punctul ăla de reper, mie orice leșinată care încearcă să pară că ea e divă, tată, nu mă impresionez deloc. Adică, ta, eu am avut Rolls-Royce. Când am văzut Rolls-Royce la mine în garaj, poate vină Swiss-ul. Chiar dacă nu l-am condus pe autostradă, știi, și n-am mers decât așa prin oraș cu el. Bă, momentul în care ai văzut Rolls-Royce-ul, te-ai suit în el, ai simțit mirosul ăla de 650.000 câte un Phantom Limited Edition. Da, nu prea-ți mai vine. Mai vezi un M5, da, tata, are niște cai mai mulți ca Fiat-ul, să fie sănătos. Doamne ajută, nu-mi poza acum, te rog, în Bugatti, că nu merge. Și atunci e o treabă și asta, că oamenii, dacă ar ști, pentru mine au fost și deziluzii când am văzut fete de-astea care pe Instagram erau super șmechere, super. Și când am văzut în viață reală, zic, băi, băiatule, ce se întâmplă aici? Da, da, totuși ce se întâmplă aici? Da, totuși să ai niște interacțiuni. Adică oamenii aia nici măcar nu trăiesc viața aia de multe ori, știi? Da, da, sunt convins că dacă un om... Îi trăiesc pentru poze, îi trăiesc cum ar da bine pe Instagram. Exact, exact. Dar dacă un om din categoria respectivă ar petrece o lună cu una din aceste individe, s-ar plictisi. Sau dacă ar fi, s-ar sătura. Cred că ar funcționa dacă ar fi fotbalist. Pentru că eu de o bucată de vreme studiez viața fotbalistului de Liga 1. Adică am o pasiune pentru asta. Un fotbalist de Liga 1, nu știu dacă știi, câștigă cam cât noi doi la un loc, ori vreo doi. De asta bun, vorbim de FCSB, CFR Cluj, nu de ăștia, de Dinamo. De Dinamo, da, care sunt. Bă, la Dinamo câștigi mai bine și la TVR1. Nu, cred că la TVR1 câștigi cel mai bine. Ia cât mai mult, că uite, se termină podcastul și n-am mâncat brânza. Apropo de brânză, că o să vreau să vorbim exact acum despre asta, că aici aduceam discuția. Mă uitam la o zi din cantonamentul echipei FCSB. La FCSB, finanțatorul asigurase acolo toate condiții pentru jucători, adică filma cum se duc la baza de antrenament cât de dimineață și făcea antrenamentul și mâncau mic dejun și filma meniu de la mic dejun. Și cum am uitat la meniu de la mic dejun, eu fiind un bou atent la orice detaliu de căcat, mă uitam așa să văd ce conține meniu și scria cereale, ciniminis, fulgi de ovă, nu știu ce, pac, 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 șuncă, bă, șuncă de praga, șuncă de nu știu, șuncă de curcan, brânză, brânză, telebean, brânză, cedar, brânză de la patron. Ai, ai. Băi, ești nebun. Brânză de la patron. Adică tu îți dai, băi, narcisismul complet în momentul ăla. Firmă de la patron, să se numească, să o vinzi în Lidl, în care... De care de la patron. Bă, dar hai să ne imaginăm cum ar suna o reclamă de aia la Lidl cu vocea lui Coțofană. Și cum face reclamele alea, adică le auzi și tu pe orice calup publicitar de cel puțin două ori? La noi, da. Știu pe de rost. Astăzi, în săptămâna Lidl, ai cremvușt picoc? Eu n-am intrat în viața mea în Lidl, dar știu cum se cheamă cremvușt picoc, știi? Sau bine, exagerez, am intrat vreo 4-5 ori din greșeală. Eu intru mereu, am lângă. Lângă mine. Serios? Sunt Lidlist. Acolo în Pipera? Da, acolo e fix lângă mine. N-ai, dar e și mega mare acolo. Da, eu e mai departe, dar ăsta e fix lângă complexul meu. A, deci mă duc la săptămâna Lidl mereu, adică. Deja nu e mega că e sfânt. E unul aici, unul acolo. E mega for life. Depinde ce te obișnuiești. De nu se mai schimbă. Acum e mega și în Iași, la orice colț de bloc s-a deschis un mega fix în pandemie lângă blocul Măciuc, unde am stat noi izolați, deci nu mai gata. Deci mega ne-a câștigat pe viață. Hai să ne imaginăm cum ar fi totuși reclama aia la Lidl cu brânză de la patron. Să zicem că intră la dumping pe Lidl brânza de la patron cu vocea lui Coțofan. Da, nu ar trebui să înceapă cu vocea cu un râs. Și după aia, astăzi la Lidl. Astăzi la Lidl. Brânză de la patron. De la care patron? De la... Afară! Oclan, afară! De la patron. Păi ce mă interesează pe mine de Delaco? Păi mă... Mă interesează pe mine de Delaco? Păi ce treabă am eu cu Delaco?
Băi, care era brâză la patron? Eu am băgat brâză la patron. Și am băgat și fără de alcool, așa, la permisul. Da, în Ucraina. Gente și bat. În Ucraina. Fila. Băi, știi că apropo de perioada aia de pandemie, cred că vreo o săptămână întreagă m-am uitat la discursul ăla lui Becali după meciul cu Chelsea. Nu, după meciul cu Ajax, când îl întreabă pe el, dacă vine Abramovici, vă întâlniți cu el? Ce mă interesează? Mă interesează pe mine George Becali de Abramovici. Da. Ca și cum m-a întrebat pe mine unul acum, zic, te interesează de Jimmy Fallon? Mă interesează pe mine Radu Țibulcă de Jimmy Fallon. Păi eu sunt Radu Țibulcă, am făcut aici 3 vizualizări în România, ești nebun la cap. Băi, suntem pe cai mare aici, dă-te. Bă, e fascinant personajul, efectiv. E clasic. Nu o să moară niciodată ca personaj. Ca Vadim, e ca Vadim. Clar, plus că fiecare intervenție, tu vezi că el zice că se retrage. Când revine, revine cu o dumă. Când a zis-o pe aia cu FCSB, că l-a întrebat, dar și ăștia de la DigiSport, de unde ai fost și tu, pe la ei. Am văzut acolo, că se uita, vorbea cu Gigi Becali și îl tot trăgeau de limbă, știi, îl trag. Și păi cum, domnul Becali? Păi jucătorul a semnat așa cum a semnat, cum a apucat și face... Mă interesează pe mine. Tu știi cum se cheamă aici? Știi de la ce vine FCSB? Faci ce spune Becali. FCSB. E așa cât omul e savuros, frate. Nu pare gândită de el, dar e foarte bună. Pare că uite cineva înainte. Vezi că spui asta, nu faci ce spune Becali. Eu îmi imaginez și cum se încântă el, știi? Când află ceva nou. E numai pe bază de onomatopee. Dar e magnific. Mai rar un astfel de personaj în peisajul românesc. Mamă, deci cred că e absolut savuros. Și mie mi se pare un personaj, deși mulți îl blamează, e cred că cel mai benefic personaj al fotbalului românesc după Revoluție. Da, el a ridicat fotbalul. Adică l-a ridicat mult. I-a adus pe cei nepasionați spre fotbal. Eu sunt convins că mulți nu erau steliști înainte. Mm-hmm, exact. Băi, e personajul. Chiar dacă are și controversă și are mulți oameni care îl urăsc, nu disprețuiesc. Nu-l plac atât de mult. Ce alte personaje din lumea fotbalului ai mai imitat în afară de Ienei, Contra? Ienei, Contra și în rest ale mele, să zic așa, n-au fost. Adică am mers mereu pe altele, interpretate deja. Dar care acum cel mai de ăsta notoriu din Liga 1, cine-i? Florinel Coman, dar n-ai ce să imiți la ăla, nu? Nu, din păcate fotbalul acum e... Nu e ofertant, deloc. Deloc și nu mai are toate atenția. Declarațiile sunt la fel. Da, și nu e atenție, nu știi nimic. Adică înainte și cei care nu știau fotbal, Becali știau Borcea, știau... nu știu, un Iuliu Mureș, Copos era super cunoscut. Acum nu mai e nimic. Dacă te întreb acum pe repede așa, poți să-mi zici doi jucători de la Craiova? Da, cred că stai așa. Cum îl cheamă? A plecat de la Steaua. O fundaș. Nu Papu. Bălașa. Bălașa, da. Uite, sunt și îl și cunosc și am uitat numele. Așa și Cicâldou mai era la Craiova? Așa și mai e trebuia la Everton, dar nu s-a înțeles cu Ancelotti. Ancelotti a zis că Ancelotti l-a vrut, dar el a zis că nu pleacă, că e sufletul lui aici, spațiul Carpato, dar nu bea în opunct. Bine, eterna Terra Nova. Și mai era Ivan parcă... A fost plecat și s-a și întors, da. A fost, nu știu, pentru, și prin Rusia a fost, parcă, la un moment dat. Cred că la Rapid Viena, nu? La Rapid Viena ultima dată și a fost și în Rusia, da. Așa și dacă zic doi de la Viitorul, că nu știu niciunul. Știu că s-a întors la Viitorul tot așa cineva după o perioadă petrecută în afară, dar nu mai știu cine. Dar a plecat la loc, nu? Nu, s-a întors acum cineva. Un fotbalist destul de cunoscut. Cine? Zi, mă, cu voce tare. Cine? Kit. Stai, nu el. Altul mai cunoscut. Și Chițul ăsta unde juca? Nu mai. Exista și ăsta pe undeva. Nu, la Viitor chiar nu mai știu nimic, de când nu mai e Hagi antrenor. Nu mai, dar e Gică Popescu în staff sau ceva. Am impresia că și fiul lui Gică Popescu e acolo, în echipă, nu? Nu știu, dar nu mai merge ca înainte Viitorul, adică a început să fie... E în play-out, în orice caz. Play-out, da. E cu Dinamo acolo la băieții. Da, uite, vezi că e vremea voastră, Sep și urcă. Mamă, mă bucur. Dacă își face și Cixere, dă o echipă de asta. Da, își face. Serios? Sunt pe locul 2 în Liga a doua. Finanțează Victor Orban. Finanțează băiatul. Mamă. Și stadionul la Sepsi să-l vezi cum o să fie. Adică eu trec mereu pe acolo.
faci da, asta. Da, mi-au mai povestit niște oameni care în drum spre Iași de obicei ratează, știi? Și noi au prin... cum îi zice? Bacău. Nu, stai, că e un alt oraș prin care trebuie să treci, de la Brașov spre Onești. Treci prin, nu prin Sfântul Gheorghe, trebuie să treci prin altul. La Sfântul Gheorghe faci stânga. Cum se cheamă, mă, ăla în care, cu stația? Cum se cheamă? Târgu Secuiesc. Ah, Târgu Secuiesc, da. Da, și atunci dacă greșești noi prin Târgu Secuiesc, care e târg la propriu și Secuiesc tot la propriu, ajungi pe la Sfântul Gheorghe și treci pe lângă stadion, într-adevăr. Foarte frumos stadion. Tu treci când te duci de la București la Gheorgheni, nu? Da, da, mereu. S-a făcut o investiție mare acolo și echipa, eu cred că o să se bată la campionat în curând. Adică e investiție bună și Csíkszereda. Se bate și sezonul ăsta. Da, și sezonul ăsta e pe 4 sau nu știu pe cât. Și Csíkszereda o să intre în Liga 1 cu siguranță. Adică sunt niște investiții și la noi în Gheorgheni sunt investiții în hockey. La noi bine, nu, stai că Csíkszereda în hockey era tare dintotdeauna. Da, ei Ciucu sunt buni, s-au bătut mereu cu Steaua. Dar la noi la Gheorgheni mereu era locul 3 pe acolo, cam după ele. Dar acum s-au făcut investiții mari, se face un patinoar nou, se face aeroport la noi în zonă. Și la Iași de ce nu vorbim cu comunitatea asta de evrei, de ruși, să facă ceva? Nu e, frate, trebuie susținere din Ungaria. Face la Fitterman medicamente, dă pe la influențeriți acum medicamentele lui în loc, bagi bani într-o echipă de fotbal. De hockey, acolo e cu iarnă. Nu, că la Iași n-ai iarnă foarte mult. Zic, două luni. La noi e mereu, 11 luni e iarnă, da. Doar în august e vară. La noi vara e cel mai cald, iarna e cel mai frig, știi? Paradoxul ăla total. Dar uite, apropo de iarnă și de vară, știi că e ora 21:28. Dacă mai bem un șpriț după ce terminăm podcastul, mai am 32 de minute până să ajung acasă. Sigur n-ajunge în timp util. Ți-ai completat declarația? Nu, eu încă sper să ajung în timp util. Păi ce crezi că ar spune domnul Arafat despre asta? Că nu este bine ca o persoană care este la Kiss FM, la radioul public, să ajungă mai târziu acasă. Este un exemplu prost. Este un exemplu foarte prost. Da, domnul Arafat, ce părere aveți despre faptul că Ionuț Rusu a venit aici la podcastul ăsta, la Țibulcă, care Țibulcă știți că nu e chiar un exemplu de conduit, adică nu chiar ușă de biserică. Ei amândoi nu sunt cine știe ce. Adică mie îmi place foarte mult Mihai Bindeac. Foarte tare, este cel mai bun actor din țară, cum a zis și prietenii lui Țibulcă și... De ce credeți asta? Că e Chelca dumneavoastră? Că e Chelca mine, el și Chelu și Mihai Budeanu de la 3 Sud-Est. Îmi place foarte mult 3 Sud-Est, formația mea preferată. Da, știți că unul dintre membrii 3 Sud-Est a avut COVID, Viorel parcă. Păi da, e cel, nu Viorel, Mihai a avut, cred. Mihai, Mihai Budeanu, cel Chelca mine, da. A fost pentru promovare. Nu, glumesc. Am vorbit cu el ca suntem prieteni de chilie. Da, a avut și a revenit. Slavă Domnului. El chiar a avut ceva grav. Dacă... Da, a avut o formă mai... Și a fost tratat cu ivermectină. Serios? Nu da. Știu ce e, da. A avut un tratament experimental pe care îl folosesc aia prin Statele Unite și la noi, printr-un medic din New York, român din New York, mă rog, o poveste foarte complicată, s-a ajuns că l-au tratat pe Mihai Budeanu, dacă zici că despre el e vorba, am avut impresia că e unul Viorel. Viorel ăla cu cioc, nu? Da, da. Și Laurențiu Duță, pe ăla știe toată lumea. Și l-au tratat cu ivermectină și se pare că... Ivermectină, cum dracu se cheamă? Ivermectină, nu ivermectină. Așa a mers. A mers, că e viu. Da, slavă cerului și pământului. E foarte bine. Ne bucurăm mult că e sănătos. Și eu mă bucur că e sănătos, dar mă bucur și mai tare, adică mă bucur foarte tare de faptul că ai venit aici, Ionuț, și mă bucur că suntem colegi de breaslă. Cred că va veni momentul și în care vom fi colegi de echipă. Nu știu dacă la radio, nu cred că la radio, dar cred că acolo la Champions League, la TV. Doamne, să dea Dumnezeu. Sper să se întâmple. Eu chiar îmi doresc mult să întâmple treaba asta. Și în orice caz, că tu vei fi aici, pentru mine va fi o obligație să performez, indiferent de ce se va întâmpla în viața mea, să fac lucruri din ce în ce mai bune. Ne impulsionăm unul pe altul. Ne impulsionăm. Uite ce frumos ai zis. Cum mi-a venit asta pe și final. Apropo despre asta, salutăm și pe domnul Orlando, despre care mi-a zis și mi-a arătat un filmuleț cu tine vorbind foarte frumos despre el, drept pentru care eu te apreciez foarte mult pentru faptul că niciodată n-ai uitat oamenii din viața ta și că ai fost un om
Pe lângă faptul că ai fost corect, ai fost un om cu foarte mult bun simț. Păpălău. Nici de cum. Da, cu Orlando am fost coleg la Cronică. Țin minte, am fost chiar, cred că 2 ani aproape coleg cu Orlando. Și am învățat multe de la el. Chiar am învățat niște tehnici, să zic așa. Îl mai imitam și pe el uneori. Pe Orlando? Da, Orlando. Da, hai, te rog, pe Orlando în încheiere. Nu pe el. Îl imitam pe el imitând. Asta era. Eu când îl... Când face el Benji, știi aia cu Benji? Nu, pe aia nu. Aia am plângere de la CNA pentru asta. Eu știu că e limitat de la canal de niște voci. Ala cu voice-over-ul, nu? Da, voice-over. Intră acum, da. Să nu mai acum. Și îl făceam, mă duceam acasă și ziceam, eu am descoperit. Era fantastic. Ionuț, îți mulțumesc mult de tot. Pe Ionuț Rusul găsiți peste tot. Unde trebuie să mă uit? Da, mă, n-am uitat de cadou, stai liniștit. Pe Ionuț Rusul găsiți peste tot. Pe Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ai? Am și TikTok, da. Ai și bifă? Am bifă de toate, da. Super, pe Instagram ai, că am văzut că ai. Da. Pe Facebook ai, deci da. Ai peste tot. Bravo, asta înseamnă, frate. Asta înseamnă să-ți îndeplinești obiectivul în viață. Exact. Nu mai ai nimic pentru ce să luți. Multe bife. E bifa și gata. Dacă ai bife, asta e cel mai important. Îl găsiți peste tot. Nu cred că nu-l cunoașteți din moment ce sunteți aici. Am și un cadou pentru tine, apropo de lumânarea asta pe care ai găsit. Și apropo de asta de... oameni care fac niște lucruri mișto. Ai și tu una cu un mesaj personalizat. E de la prietenul meu Justin, de la Iași, Senteria se numește. Și dacă vrei să cauți, să comanzi, poți să-mi spui mie și îți dau câte vrei. Voi dacă vreți să comandați, intrați pe site-ul lor, pe Senteria, că o să găsiți o grămadă de lumânări parfumate foarte mișto și cu mesaje. Stai că o desfac, scuze. Scrie ceva pe ea, acum nu mai știu, că o am de 10 zile în casă, de când te-am invitat la podcast. Nu mai știu ce mesaj scrie, dar sigur are un mesaj special pentru tine făcut. Ia, stai să vedem. Gone with the raft. Deci e, și aroma e, trebuie să fie tot pe măsură. E aroma lui Connector și Raluca. Aroma. Stai că caut mesajul. Aroma în viața ta, e capacul, da. E pe capac și e și pe asta. Vezi, uite, de exemplu, asta e cu cutting leaves at the dogs. Gone with the raft, raspberry și sweet orange. Bă, dar deja miroase. Păi chiar miroase, chiar o să-ți placă. Adică dai drumul la ea în casă și o să-ți placă. Abia aștept, dar trebuie un moment romantic. Exact. Cu mine însumi. Vă mulțumim mult că v-ați uitat, dragi prieteni. Nu uitați să vă abonați la acest canal Radu Țibulcă, să lăsați în comentarii orice întrebări vă doriți voi, la care eu vă garantez că vă voi răspunde în limita decenței lor, evident. Voi da cel puțin o inimioară fiecărui comentariu care este dat cu dragă inimă și să distribuiți acest podcast pe story-ul vostru. Dacă mă etichetați în story pe Instagram, eu vă voi reposta în story-ul meu și peste tot pe unde mai vreți voi. Evident, ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci dați un follow pe Instagram Radu Țibulcă, TikTok, Facebook și toate celelalte platforme necesare cu numele Radu Țibulcă. Îi mulțumim lui Ionuț Rusu pentru prezența alături de noi și îl puteți asculta în fiecare zi de la 7 la 10 pe Kiss FM. În pauzele de publicitate puteți muta pe Impuls la Scularea, unde sunt eu cu domnul Orlando exact în același timp. Doamne ajută, vă pupăm, pa, pa!